La ședința Societății Regale de Geografie din Londra, din piața Waterloo, numărul 3, care se ținea în ziua de 14 ianuarie 1862, era o mare afluență de auditori. Președintele Francis făcea onorabililor săi colegi o comunicare importantă, deseori întreruptă de aplauze. Acest discurs, de o rară elocvență, se termină cu câteva fraze sfărâitoare pline de patriotism tumultos. Anglia a pășit totdeauna în fruntea celorlalte națiuni, căci, după cum s-a putut observa, națiunile merg întotdeauna una în fruntea alteia, datorită curajoșilor ei călători și descoperirilor lor geografice. Numeroase aprobări. Doctorul Samuel Ferguson, unul din glorioșii ei fii, nu-și va dezminți originea. Aplauze din toate părțile. Nu, nu. Această încercare, dacă izbutește, va izbuti. Va contopi completându-le cunoștințele răzlețe despre cartologia africană. Aprobări furtunoase. Iar dacă dă greș, niciodată. Va rămâne cel puțin una dintre cele mai îndrăznețe încercări ale geniului omenesc. Toți bat din picioare cu frenezie. Ura! Izbucni adunarea electrizată de cuvintele emoționante. Ura pentru curajosul Ferguson! Strigă un ascultător mai expansiv. În toată sala izbucniră strigăte de admirație. Numele lui Ferguson se afla pe buzele tuturor. Faptul că numele lui era rostit de atâția englezi ne îndreptățește să credem că dobândise un ciudat prestigiu. Sala de ședințe fremăta de entuziasmul participanților. Se găseau aici mulți călători curajoși, acum obosiți și îmbătrâniți pe care un temperament nestatornic îi dusese cândva în cele 5 părți ale lumii. Toți trecuseră din punct de vedere fizic sau moral prin mai multe sau mai puține încercări, izbutind să scape teferi din naufragii și incendii, de securile indienilor și de măciucile sălbaticilor, de stâlpul caznelor și din mâna antropofagilor polinezieni. Dar nimic nu putuse încetini bătăile inimilor lor în timpul discursului lui Sir Francis. De când își aminteau cei prezenți, acesta fusese fără îndoială cel mai mare succes oratoric înregistrat la Societatea Regală de Geografie din Londra. Dar în Anglia, entuziasmul nu se mulțumește numai cu vorbe. El bate moneda mai repede decât mașina de bătut monezi de la The Royal Mint. Chiar în aceeași ședință se votă în favoarea doctorului Ferguson o primă de încurajare care se ridica la suma de 2500 de lire. Suma era proporțională cu măreția proiectului. Unul din membrii societății îl întrebă pe președinte dacă doctorul Ferguson nu va fi prezent oficial. Doctorul este la dispoziția adunării, răspunse Sir Francis. Să intre, strigară toți, să intre! Face să vezi cu proprii tăi ochi un om de o îndrăzneală atât de nemaipomenită. Poate că propunerea asta de necrezut, spuse un bătrân comodor, apopleptic, nu este decât o păcăleală. Și dacă în realitate doctorul Ferguson nu există, strigă o voce răutăcioasă. Ar trebui inventat, răspunse un membru mucalit al acestei serioase societăți. Să intre doctorul Ferguson, spuse atunci simplu Sir Francis. Și doctorul intră, întâmpinat de un tunet de aplauze, care de altfel nu-l emoționară câtuși de puțin. Era un om cam de 40 de ani, de înfățișare obișnuită, temperamentul său sanguin se trăda prin culoarea aprinsă a obrazului. Avea o înfățișare rece, cu trăsăturile obrazului regulate cu un nas puternic semănând cu o linie a ietravei, unei corăbii, așa cum au de obicei oamenii predestinați descoperirilor. Privirea foarte blândă, mai mult inteligentă decât îndrăzneață, dădea mult farmec fizionomiei sale. Brațele erau lungi și pășea cu siguranța unui călător încercat. Din toată înfățișarea lui se desprindea o gravitate liniștită, încât doar privindu-l nimeni nu l-ar fi putut bănui nici de cea mai neînvinovată înșelăciune. Ca urmare, uralele și aplauzele nu încetară decât în clipa când doctorul Ferguson ceru, printr-un gest amabil, să se facă liniște. Atunci celebrul oaspete se îndreptă spre fotoliul ce era pregătit și, în picioare, drept, cu privire energică, ridică spre cer arătătorul mâinii drepte, rostind acest singur cuvânt. Excelsior! Nu, niciodată vreo întâmpinare neașteptată a domnilor Bright și Cobden sau vreo cerere de fonduri extraordinare făcută de lordul Palmerston pentru întărirea malurilor stâncoase ale Angliei nu obținuse un asemenea succes. Discursul lui Sir Francis fu cu mult depășit. Doctorul era în același timp măreț, impunător, cumpătat și stăpânit. El caracterizase situația cu un singur cuvânt. Excelsior!
Bătrânul comodor, câștigat cu totul de acest om ciudat, ceru publicarea integrală a discursului lui Ferguson în The Proceedings of the Royal Geographical Society of London. Dar cine era doctorul acesta și ce voia să întreprindă? Tatăl său, un viteaz capitan din marina engleză, își asociase fiul încă din cea mai fragedă vârstă pericolelor și aventurilor profesiunii sale. Acest copil, demn de încredere, care părea să nu fi cunoscut vreodată frica, dovedi în curând că are un spirit vioi, o inteligență de cercetător și o înclinare remarcabilă pentru lucrări științifice. Afară de asta, mai dovedi și o pricepere neobișnuită, în a scăpa din încurcătură. De mic ieșise cu fața curată din toate încercările, chiar și atunci când se folosise prima oară de o furculiță, cu toate că această ispravă le izbutește în genere atât de rar copiilor. Lectura cărților care povesteau călătorii îndrăznețe, întreprinzători pentru explorarea mărilor și îi înflăcără curând imaginația. Urmărea cu pasiune descoperirile care caracterizează prima jumătate a secolului al XIX-lea. Visa gloria unor Mungo Park, Bruce, Kylie, Lavaillant și cel puțin, cred, chiar pe aceea a lui Selkirk sau a unui Robinson Crusoe, care nu îi se părea mai prejos decât a celorlalți. Câte ore nu-și petrecuse el împreună cu Robinson Crusoe pe insula acestuia, Juan Fernandez. Adesea ori împărtășea ideile celebrului marinar părăsit. Câteodată însă îi critica planurile și proiectele. Cu siguranță că el le-ar fi întocmit mai bine sau în orice caz măcar tot atât de bine. Dar cu siguranță că el n-ar fi părăsit niciodată acea insulă încântătoare unde Robinson Crusoe era fericit ca un rege fără supuși. Nu, chiar dacă ar fi devenit prim lord al amiralității. Vă las să vă gândiți în ce măsură se dezvoltaseră aceste înclinațiuni în timpul tinereții sale aventuroase, petrecută în cele patru colțuri ale lumii. Tatăl său, care era un om cult, se străduia de altfel să consolideze această inteligență vie prin studii serioase de hidrografie, fizică și mecanică, îmbinate cu unele cunoștințe de botanică, medicină și astronomie. La moartea vrednicului capitan, tânărul Samuel Ferguson, în vârstă de 22 de ani, făcuse în conjurul lumii. Rămas singur, se înrolase în corpul inginerilor bengalezi și se destinsese prin mai multe isprăvi. Dar viața de soldat nu-i plăcuse, nu voia să comande, dar nici să se lase comandat. Își dăduse demisia și plecase spre nordul peninsulei indiene, pe care o străbătuse de la Calcuta la Surat, când vânând, când adunând plante. O simplă plimbare de amator. De la Surat trecuse în Australia, unde în 1845 luase parte la expediția capitanului Stuart, căruia i se încredințase misiunea de a descoperi acea mare caspică, despre care se presupunea că există în centrul Noii Olande. Samuel Ferguson se întoarse în Anglia cam prin 1850 și, stăpânit mai mult decât oricând de demonul descoperirilor, îl însoții pe capitanul McClure până în 1853 în expediția care ocolea continentul american, de la strâmtoarea Bering la capul Farewell. În ciuda oboselilor de tot soiul și a climatului felurit, constituția lui Ferguson rezistă minunat. Reușea să se simtă bine în mijlocul celor mai mari lipsuri. Era tipul călătorului perfect, al cărui stomac se strânge și se dilată după voință, ale cărui picioare se întind sau se chircesc după culcușul improvizat, care adormea la orice oră din zi și se trezește la orice oră din noapte. Așa că nu ne surprinde faptul de a-l regăsi pe neobositul nostru călător vizitând între 1855 și 1857 tot vestul Tibetului, în tovărășie fraților Schlagentweit, și aducând cu el în această explorare ciudate observații de etnografie. În decursul acestor călătorii, Samuel Ferguson fusese corespondentul cel mai activ și mai interesant al ziarului Daily Telegraph, ziar pe un penny, al cărui tiraj urcă până la 140.000 de exemplare pe zi, făcând față cu greu celor câteva milioane de cititori. De aceea, doctorul, fără să fie membru al vreunei instituții savante, nici al Societății de Geografie din Londra, Paris, Berlin, Viena sau Petersburg, nici al Travels Clubului și nici măcar al lui Royal Polytechnic Institution, unde domnea tot puternic prietenul său statistician, Cockburn. Era totuși bine cunoscut. Ca să fie pe plac, acest savant îi propuse într-o zi să rezolve următoarea problemă.
cunoscând numărul de mile parcurs de doctor în jurul lumii, să se spună cu câte mile era mai lung drumul străbătut de el cu capul decât cel cu picioarele, ținând seama de diferența razelor celor două cercuri sau cunoscându-se numărul de mile parcurs pe de o parte de capul, iar pe de alta de picioarele doctorului, să îi se calculeze cu precizie înălțimea. Dar Ferguson se păstră întotdeauna departe de tagma savanților, fiind dintre cei care țin la fapte, nu la vorbe. Găsea că e mai bine să-ți folosești timpul cercetând, nu discutând, descoperind, nu flecărind. Se povestește că într-o zi un englez venise la Geneva să viziteze lacul. Se urcase într-una din acele trăsuri vechi, cu băncile dispuse lateral, ca în omnibuze, dar întâmplător se așezase cu spatele spre lac. Trăsura parcursese în liniște drumul ei circular, fără ca el să se fi gândit măcar odată să-și întoarcă privirea. Totuși, englezul nostru se înapoiase la Londra încântat de lacul Geneva. În schimb, doctorul Ferguson își întorsese de multe ori capul în timpul călătoriilor sale și îl întorsese atât de bine încât văzuse multe. De altfel, asta era firea și avem motive temeinice să credem că era fatalist, bazându-se pe sine însuși și chiar pe providență. Se simțea mai mult împins decât atras spre aceste călătorii și străbătuse lumea asemenea unei locomotive care nu se conduce singură, ci pe care drumul o conduce. Nu mi-urmez eu drumul, spunea adesea, ci drumul mă urmărește pe mine. Așa că nu vom fi surprinși de sângele rece, cu care primise aplauzele societății regale, nefiind orgolios și cu atât mai puțin vanitos stătea deasupra acestor nimicuri. Propunerea pe care o făcuse președintelui Sir Francis îi se părea foarte simplă și aproape nu luă în seamă imensul efect ce îl producea. După ședință, doctorul fu condus la Travelers Club, în Pall Mall, unde se pregătise în onoarea lui un ospăț foarte bogat. Marimea porțiilor oferite era proporțională cu importanța personajului, iar morunul servit cu acest prilej nu măsura nici măcar 3 șchioape mai puțin decât Samuel Ferguson însuși. Se închinară numeroase pahare, cu vinuri din Franța, în cinste celebrilor călători care își câștigaseră faima pe pământul Africii. Se bău în sănătatea sau în amintirea lor, în ordine alfabetică, ceea ce era foarte englezesc, pentru Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Becky, Baldwin, Berf, Batouda, Beck, Beltrame, Duberba, Bimbaki, Bolognesi, Bolwick, Balzoni, Bonemain, Brison, Brownie, Bruce, Brun, Rollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Calaud, Kylie, Campbell, Champman, Clapperton, Clotby, Colomieu, Corwell, Cumming, Canning, Depono, Deakin, Denham și alții. Daily Telegraph publică a doua zi în numărul său din 15 februarie un articol conceput astfel. Se va afla în sfârșit taina atinselor ținuturi ale Africii. Un Oedip modern ne va da cheia acestei enigme pe care savanții a 60 de secole nu au putut-o descifra. Altădată căutară izvoarele Nilului, Fontes Nili. Ca o încercare nesăbuită, o himeră, un lucru irealizabil. Dr. Berf a ajuns până în Sudan pe drumul indicat de Denheim și Clapperton. Dr. Livingstone și-a întins numeroasele și cutezătoarele sare cercetări, de la capul Bunei Speranțe până în bazinul Zambezi. Capitanii Burton și Speke au deschis civilizației moderne prin descoperirea marilor lacuri 3 drumuri, punctul lor de întretăiere, punct la care n-a putut ajunge niciun călător. Este însă și inima Africii, spre el trebuie să tindă toate eforturile noastre. Or, lucrările acestor îndrăzneți pioniere ai științei vor fi continuate prin cutezătoarea încercarea doctorului Ferguson, ale cărui frumoase explorări au fost deseori apreciate de cititorii noștri. Acest curajos descoperitor își propune să străbată în balon toată Africa, de la răsărit la apus. După cum am aflat, punctul de plecare al surprinzătoarei călătorii va fi insula Zanzibar, de pe coasta orientală. Cât despre punctul de sosire, numai providența îl poate cunoaște. Această explorare științifică a fost propusă în mod oficial ieri la Societatea Regală de Geografie. S-a votat suma de 2500 de lire pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie. Îi vom ține pe cititorii noștri la curent cu această încercare, fără precedent în analele cercetărilor geografice. După cum era de așteptat, articolul făcu multă vâlvă. La început el stârni un val de neîncredere. Doctorul Ferguson trecu drept una din acele ființe ce se hrănesc cu iluzii, un fel de domnul Barnum, care după ce a lucrat în America se pregătea să facă Anglia.
În numărul pe februarie al buletinului Societății de Geografie din Geneva a apărut un răspuns glumeț, care își bătea joc în mod spiritual de Societatea Regală din Londra, de Travellers Club și de Morunul Fenomenal. Dar domnul Peterman, în ale sale Mitteilungen, publicate la Gotha, reduse la cea mai deplină tăcere ziarul din Geneva. Domnul Peterman îl cunoștea personal pe doctorul Ferguson și garanta pentru curajul cutezătorului său prieten. De altfel, foarte curând, îndoiala nu mai fu posibilă. La Londra se făceau pregătirile de călătorie. Fabricile din Lyon primiseră o importantă comandă de tafta, necesară construirii aerostatului. În sfârșit, guvernul britanic pusese la dispoziția doctorului vasul Resolute, condus de capitanul Pennet. În curând începură să vină de pretutindeni mii de scrisori de încurajare, se primiră felicitări, se publicară pe larg amănuntele proiectului în buletinul Societății de Geografie din Paris. Un articol important apărut în noile anale de călătorii geografice, istorice și arheologice ale lui Malte-Lebrun. Iar o lucrare amănunțită, publicată în Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde, de către doctorul Kjoner, demonstra în mod strălucit posibilitatea explorării, șansele ei de succes, felul obstacolelor, imensele avantaje ale călătoriei pe calea aerului. Singura rezervă pe care o făcea era asupra punctului de plecare. El propunea mai curând Masuah, mic port al Abisiniei, de unde se avântase în 1768 James Bruce în căutarea izvoarelor Nilului. De altfel, admira fără rezervă spiritul energic al doctorului Ferguson și curajul acestui om călit, pe care concepuse și voia să încerce o asemenea călătorie. North American Review nu vedea cu plăcere o asemenea glorie rezervată Angliei. Lua în glumă propunerea doctorului și îi sugera să se abată și prin America, din moment ce tot va fi pe drumul cel bun. Pe scurt, fără să mai socotim ziarele din lumea întreagă, nu se găsea o singură publicație științifică, de la Journal des Missions Evangelices până la Review Algerinei et Coloniale, de la Annales de la Propagandition de la Foi până la Church Missionary Intelligencer, care să nu descrie faptul sub toate aspectele. Londra și întreaga Anglie făceau pariuri considerabile cu privire la existența reală sau imaginară a doctorului Ferguson, seriozitatea intenției lui în care unii credeau, în vreme ce alții socoteau că nici nu se va încerca să fie pusă în practică, posibilitățile de reușită, șansele sau neșansele doctorului Ferguson de a se întoarce. În registrul de pariuri se înscriseră sume enorme, ca și când ar fi fost vorba de cursele de cai de la Epsom. Așadar, încrezătorii sau neîncrezătorii, ignoranții sau savanții, toți aveau privirea ațintită asupra doctorului Ferguson. Într-un cuvânt, el deveni omul zilei. Dădea cu plăcere informații precise asupra expediției sale. Te puteai apropia de el cu ușurință, căci era omul cel mai simplu din lume. Mulți aventurieri îndrăzneți cerură să împartă cu el gloria și primejdiile încercării sale, dar el nu primi, fără să lămurească totuși motivul refuzului său. Numeroși inventarieri de mecanisme bune pentru cârmuirea balonului veniră să-i propună sistemele lor. Doctorul însă nu voia să primească pe nici unul. Când era întrebat dacă nu cumva descoperise el însuși ceva în această privință, refuza întotdeauna să dea vreo explicație și continua să se ocupe mai sârguincios ca oricând de pregătirile călătoriei. Doctorul Ferguson avea un prieten, nu unul care se asemăna cu el, un alter ego, căci nu poate exista prietenie între două ființe prea asemănătoare una cu alta. Dar dacă aveau calități, aptitudini, temperamente deosebite, Dick Kennedy și Samuel Ferguson aveau în schimb aceleași sentimente unul pentru altul, ceea ce nu-i stingerea deloc, ba dimpotrivă. Dick Kennedy era un scoțian în toată puterea cuvântului, deschis, hotărât și încăpățânat. Locuia în orașul Leith, aproape de Edinburgh, o adevărată periferie a bătrânei afumate. Se ocupa uneori și cu pescuitul, dar pretutindeni și întotdeauna rămânea un vânător pasionat, ceea ce nu era deloc surprinzător la un fiu al Caledoniei, care colindase munții din Highlands. Avea faima unui minunat țintaș cu carabina, despica gloanțele ochind tăișul unui cuțit înfipt în țintă în două jumătăți, atât de egale încât cântărindu-le apoi nu puteai găsi o diferență prea mare între ele. Fizionomia lui Kennedy o reamintea pe aceea a lui Halbert Glendinning, așa cum o zugrăvește Walter Scott în Mănăstirea. Înălțimea sa depășea 6 picioare engleze.
Plin de grație și ușurință în mișcări, părea totuși înzestrat cu o putere de uriaș. Avea un obraz ars de soare, ochii vii și negri, o îndrăzneală firească și era foarte hotărât. În sfârșit, în toată ființa sa, era ceva bun și zdravăn, care îi dădea acel vin încoace specific scoțianului. Cei doi prieteni se cunoscuseră în India, pe vremea când aparținuseră amândoi aceluiași regiment. În timp ce Dick vâna tigri și elefanți, Samuel aduna plante și insecte. Fiecare era îndemânatic în felul lui. Multe plante rare căzuseră în mâna doctorului, plante care pentru a fi culese cereau tot atâta osteneală cât pentru a obține o pereche de colți de fildeș. Între ei se născuse o prietenie de neclintit. Împrejurările îi despărțeau câteodată, dar afecțiunea îi lega totdeauna. De la întoarcerea lor în Anglia fuseseră deseori despărțiți din cauza expedițiilor îndepărtate ale doctorului, dar la înapoierea acesta se ducea regulat să stea câteva săptămâni cu prietenul său, scoțianul. Dick evoca trecutul. Samuel pregătea viitorul. Unul privea înainte, celălalt înapoi, lucru care dovedește spiritul neliniștit al lui Ferguson și calmul desăvârșit al lui Kennedy. De la călătoria pe care o făcuse în Tibet trecuseră 2 ani, în care timp doctorul nu mai pomenise nimic de vreo nouă explorare. Dick presupunea că instinctul de călător și gustul pentru aventure al prietenului său se potoliseră și era încântat, căci, gândea el, dacă nu se astâmpără, va sfârși rău într-o zi sau alta. Oricât ai fi de obișnuit cu tot felul de oameni, călătoriile printre antropofagi și animale sălbatice sunt totdeauna primejdioase. Kennedy îl îndemnă deci pe Samuel să se potolească, deoarece făcuse destul pentru știință și prea destul pentru câtă recunoștință pot să arate oamenii. La toate acestea, doctorul se mulțumea să nu răspundă nimic. Rămânea gânditor, adâncit în calcule secrete, nopțile și le petrecea făcând socoteli, ba chiar experiențe cu niște obiecte ciudate, despre care nimeni nu putea pricepe ce înfățișează. Se simțea că o idee mare îi frământă mintea. Ce îl preocupă oare, se întreba Kennedy, după ce prietenul său îl părăsise în luna ianuarie pentru a se întoarce la Londra. Răspunsul îl află într-o bună zi citind un articol al ziarului Daily Telegraph. Doamne Dumnezeule, strigă el, nebunul, smintitul, să străbată Africa în balon, asta mai lipsea. Iată dar ce punea la cale de 2 ani încoace. Înlocuiți semnele de exclamație cu lovituri de pumn în cap aplicate cu nădejde și veți avea o idee despre îndeletnicirea la care se dedase bunul Dick, în timp ce vorbea astfel. Când femeia sa de încredere, bătrâna Elspeth, vrut să insinueze că ar putea fi o păcăleală, el îi răspunse. Aș, ce, nu-mi cunosc eu omul? Nu seamănă asta cu o expravă de-a lui, auzi să călătorești prin aer. Iată-l acum gelos și pe vulturi. Nu, cu siguranță că așa ceva nu se va întâmpla, am să-l împiedic. Hei, dacă l-am lăsat în voia lui, ar fi în stare să plece într-o bună zi și în lună. Chiar în aceeași seară, Kennedy, îngrijorat și scos din fire, luă trenul din gara General Railway, iar a doua zi sosi la Londra. O trăsură îl lăsă peste 3/4 de oră în fața căsuței doctorului din Soho Square, Greek Street. Noul venit străbătu peronul și se anunță prin 5 lovituri puternice în ușă. Îi deschise chiar Ferguson. Dick? Glăsuie el fără prea mare surprindere. Chiar eu, răspunse repede Kennedy. Dar cum, scumpul meu Dick, tu la Londra în timpul vânătorii de iarnă? Da, eu la Londra. Și ce treabă ai aici? Să împiedic o nebunie fără seamă. O nebunie? Întrebă doctorul. Este adevărat ce scrie în ziarul ăsta? Întrebă la rândul său Kennedy, întinzându-i exemplarul din Daily Telegraph. Oh, de asta vorbești. Ziarele sunt foarte indiscrete, dar stai jos, scumpul meu Dick. N-am să stau jos. Ai într-adevăr de gând să întreprinzi călătoria asta? Chiar așa, pregătirile merg bine și eu... Unde sunt pregătirile astea ale tale să le fac bucăți? Unde sunt ca să le sfărâm? Vrednicul scoțian se înfuriase de-a binelea. Liniștește-te, dragul meu, Dick, reluă doctorul. Îți înțeleg enervarea. Ești supărat pe mine pentru că nu ți-am destăinuit nimic în legătură cu noile mele proiecte. El numește asta proiecte noi. Am fost foarte ocupat, continuă Samuel, fără să ia în seamă întreruperea. Am avut mult de lucru, dar fii liniștit, n-aș fi plecat fără să-ți scriu. Ei, știi că mă faci să râd, pentru că am intenția să te iau cu mine. Scoțianul făcu o săritură pe care n-ar fi disprețuit-o nici chiar o capră sălbatică.
Ah, spuse el, așadar vrei să ne închidă pe amândoi la spitalul Bedlam? M-am bazat pe sprijinul tău, dragul meu Dick, și te-am ales pe tine, refuzând pe mulți alții. Kennedy, din ce în ce mai uimit, încremenise. Dacă ai să mă asculți 10 minute, urmă liniștit doctorul, ai să-mi mulțumești. Vorbești serios? Foarte serios. Și dacă nu vreau să te însoțesc? Ai să vrei? Dar, în sfârșit, dacă totuși nu vreau? Voi pleca singur. Să ne așezăm jos, spuse vânătorul, și să vorbim fără patimă, deoarece nu glumești, merită usteneala să stăm de vorbă. Dacă nu vezi vreo piedică, dragul meu Dick, să dejunăm în același timp să vorbim. Prietenii se așezară unul în fața celuilalt, înaintea unei măsuțe pe care se afla o mulțime de tartine și un ceainic enorm. Dragul meu Samuel, spuse vânătorul, proiectul tău este nesăbuit, nu pare nici serios, nici cu putință de înfăptuit. Asta vom vedea numai după ce o vom încerca. Păi tocmai asta nu trebuie, să faci încercarea. De ce mă rog? Dar primejdiile, dar piedicile de tot felul. Piedicile, răspunse serios Ferguson, sunt făcute pentru a fi învinse. Cât despre primejdii, cine se poate lăuda că le ocolește? În viață totul e primejdie. Cine știe, poate că e foarte primejdios să te așezi la masă sau să-ți pui pălărie pe cap. De altfel, e bine să socotești că ceea ce trebuie să și se întâmple, s-a și întâmplat. Și să vezi în viitorul prezent. Căci viitorul nu-i decât un prezent ceva mai îndepărtat. Ei, asta-i, exclamă Kennedy ridicând din umeri. Ai rămas același fatalist. Același, dar în înțelesul bun al cuvântului. Să nu ne preocupăm deci de ce ne rezervă soarta și să nu uităm înțeleptul nostru proverb englezesc. Omul născut să fie spânzurat nu o să se nece niciodată. Nu se putea obiecta nimic acestui raționament, ceea ce nu-l opri totuși pe Kennedy să reia o serie de argumente ușor de închipuit, dar prea lungi pentru a fi redate aici. Dar în sfârșit, spuse el după o oră de discuții, dacă vrei neapărat să străbați Africa, dacă aceasta este necesar pentru fericirea ta, de ce nu o faci pe căile obișnuite? De ce? Răspunse doctorul însuflețindu-se. Pentru că toate încercările de până acum au dat greș, pentru că de la Mungo Park, asasinat pe Niger, până la Fogel, dispărut în Wadai, de la Audney, mort la Marmur, și Clapperton, mort la Sakatu, până la francezul Maizan, tăiat în bucăți de la majorul Like, ucis de Tuaregi, până la Rocher în Hamburg, masacrat la începutul anului 1860, pe lista martirilor africane au fost înscrise numeroase victime, pentru că nu e cu putință să lupți împotriva elementelor naturii, a foamei, a secetei, a frigurilor, împotriva animalelor sălbatice și uneori chiar împotriva populațiilor băștinașe. Când o anumită acțiune nu poate fi făcută într-un fel, trebuie întreprinsă într-altul. În sfârșit, pentru că acolo unde nu poți trece de dreptul, trebuie să treci pe delături sau pe deasupra. Ușor de spus. Ei bine, reluă doctorul cu foarte mult sânge rece, de ce aș avea să mă tem? Hai să recunoști că mi-am luat toate măsurile în așa fel încât să nu fiu îngrijorat de putința unei prăbușiri a balonului. Dacă totuși voi fi înșelat, mă voi pomeni pe pământ și atunci mă voi afla în condițiunile obișnuite ale tuturor exploratorilor dinaintea mea. Dar balonul meu nu mă va dezamăgi, nici nu trebuie să ne gândim la așa ceva. Ba, dimpotrivă, trebuie să ne gândim și la asta. Ba nu, dragul meu, Dick. Am de gând să nu mă despart de el până ce nu voi ajunge pe coasta apuseană a Africii. Cu balonul ăsta totul e cu putință. Fără el mă pasc primejdiile și obstacolele obișnuite unei asemenea expediții. Cu el însă n-am să mă tem nici de căldură, nici de puhoaiele de apă, nici de furtuni, nici de simuni, nici de climatul nesănătos, nici de animalele sălbatice, nici de oameni. Dacă mi-e prea cald, urc. Dacă mi-e prea frig, cobor. Depășesc munții, trec pe deasupra prăpăstiilor, a fluviilor, stăpânesc furtunile, trec peste torente ca o pasăre. Merg fără să obosesc, mă opresc fără să am nevoie de odihnă, plutesc deasupra unor cetăți noi. Zbor cu iuțeala uraganului, când la înălțimea amenințătoare, când la 100 de picioare de la pământ și harta africană se desfășoară dinaintea ochilor mei, pe marele atlas al lumii. Bunul Kennedy începea să se simtă emoționat. Spectacolul evocat îl amețea. Se uită la Samuel cu admirație și cu teamă. Se și simțea legănat în spațiu. Stai, spuse el. Stai puțin, dragul meu Samuel.
Ai găsit mijlocul cu ajutorul căruia să poți conduce balonul. Câtuși de puțin, asta-i o utopie. Atunci vei merge unde mă va duce providența. Totuși e sigur că de la răsărit la apus. Și cum asta? Pentru că mă voi folosi de vânturile Alizeia, a căror direcție este constantă. Ah, într-adevăr, spuse Kennedy gânditor, vânturile Alizeie. Da, bineînțeles, la nevoie se poate, e ceva. Ceva? Nu, bunul meu prieten, asta e totul. Guvernul englez m-a pus la dispoziție un vapor. De asemenea, am stabilit ca 3-4 vase de navigație să supravegheze coasta occidentală, în timpul când se presupune că voi sosi. Peste 3 luni, cel mai târziu, voi fi la Zanzibar, unde voi umfla balonul și de acolo ne vom avânta. Adică și eu? Exclamă Dick. Mai ai vreo obiecție de făcut? Vorbește, prietene Kennedy. O obiecție? Aș avea 1000, dar până una alta, spune-mi, te rog, numai atât. Dacă ai de gând să cercetezi ținutul, dacă nădăjduiești că ai să te porți urca și coborâ după voință, n-ai să poți face treaba aceasta fără să pierzi hidrogenul din balon. Până acum nu s-a găsit alt procedeu și tocmai asta a împiedicat întotdeauna lungile peregrinări prin atmosferă. Dragul meu, Dick, nu-ți voi spune decât un singur lucru. Nu voi pierde nici un atom de hidrogen, nici măcar o moleculă. Și vei coborâ când vei dori? Voi coborâ când voi dori. În ce fel? Ăsta-i secretul meu, prietene Dick. Ai încredere în mine, iar deviza mea să fie și a ta. Excelsior. Să fie Excelsior, răspunse vânătorul, care nu știa o boabă latinește. Dar era încă foarte hotărât să se opună prin toate mijloacele posibile plecării prietenului său, așa încât se purtă ca și cum s-ar fi învoit și se mulțumi să-l observe. Cât despre Samuel, plecă de îndată să supravegheze pregătirile de călătorie. Calea aeriană pe care voia să urmeze doctorul Ferguson nu fusese aleasă la întâmplare. Punctul său de plecare fusese studiat în mod serios și nu fără temei se oprise la insula Zanzibar. Această insulă, situată aproape de coasta orientală a Africii, se găsea la 6 grade latitudine sudică, adică la 430 de mile geografice sub ecuator. De aici pornise ultima expediție trimisă spre Marile Lacuri, ca să descopere izvoarele Nilului. Dar e bine să arătăm ce explorări spera doctorul Ferguson să lege între ele. Erau două mai însemnate, aceea a doctorului Barf din 1849 și aceea a locotenenților Burton și Speke din 1858. Doctorul Barf era un hamburghez care obținuse pentru el și compatriotul său, Overweg, îngăduința de a se alătura expediției englezului Richardson, însărcinat cu o misiune în Sudan. Această țară imensă se afla între 15 grade și 10 grade latitudine nordică. Înseamnă că pentru a ajunge acolo trebuie să înaintezi mai mult de 1500 de mile în interiorul Africii. Până atunci, ținutul nu fusese cunoscut decât de Denham, Clapperton și Audney, care îl străbătuseră între anii 1822 și 1824. Richardson, Barf și Overweg, care țineau mult să-și desăvârșească investigațiile, sosiseră la Tunis și Tripoli, ca și predecesorii lor, și de acolo la Murzug, capitala Fezanului. Mai departe părăsiră linia perpendiculară pe ecuator și își schimbară brusc direcția, înspre apus, spre Gat, călăuziți nu fără greutate de tuaregi. După ce fuseseră de nenumărate ori jefuiți, insultați și atacați, caravana lor ajunse în octombrie la Marea Oază Asblen. Aici, doctorul Barf se despărți de tovarășii săi, făcu o excursie în orașul Aghades și se reîntâlni cu ei spre a porni iar la drum la 12 decembrie. Expediția ajunse în provincia Damerghou. Acolo cei trei călători se despărțiră și Barf își urmă drumul spre Kano, unde izbuti să ajungă în trudă, plătind tributuri foarte însemnate. În ciuda unei febre puternice, el părăsi orașul la 7 martie, însoțit de un singur servitor. Scopul principal al călătoriei sale era să descopere lacul Ciat, de care îl despărțeau încă 350 de mile, așa că înainta spre est și ajunse în orașul Zurikolo, în Bornu, inima marelui imperiu central al Africii. Acolo află de moartea lui Richardson, răpus de osteneală și de lipsuri, dar asta nu îl împiedică să meargă mai departe și astfel ajunse la Cuca, capitala ținutului Bornu, așezată pe marginea lacului.
În sfârșit, după 21 de zile, la 14 aprilie, adică după 12 săptămâni și jumătate de la părăsirea orașului Tripoli, ajunse la Ngornu. Îl regăsim la 29 martie 1851 alături de Overweg, plecând să viziteze regatul Adamaua de la sudul lacului și ajungând până în orașul Yola, așezat ceva mai jos de 90 grade latitudine nordică. Este extrema limită sudică atinsă de acest îndrăzneț călător. În luna august se întoarce la Cuca. De acolo străbătu pe rând Mandara, Barghimi, Canem și atinse, ca extrem punct estic, orașul Masena, așezat la 17 grade 20 minute longitudine estică. La 25 noiembrie 1852, după moartea lui Overweg, ultimul său tovarăș porni spre apus. Vizită Sokoto, traversă Nigerul și sosi în sfârșit la Timbuktu, unde aâncezit timp de 8 luni, îndurând insultele șeicului, suferințe grele și mizerie. Dar prezența unui creștin în oraș nu putea fi multă vreme îngăduită. Fulanii amenințau să-l asedieze. Doctorul părăsi orașul la 17 martie 1854 și se refugie la frontieră, unde trăi 33 de zile în cele mai crunte lipsuri. În noiembrie se întoarse la Kano, ajunse apoi din nou la Kuka, de unde, după 4 luni de așteptare, reluă drumul spre Denham. Revăzu Tripoli spre sfârșitul lunii august a anului 1855 și sosi la Londra, la 6 septembrie, singur, fără tovarășii săi. Așa decursese îndrăzneața călătorie a lui Barth. Doctorul Ferguson își notase cu grijă că el se oprise la 4, latitudine nordică și 17, longitudine estică. Să vedem acum ce au făcut locotenenții Burton și Speke în Africa Orientală. Diferitele expediții care merseseră în susul Nilului nu ajunseseră niciodată la misterioasele izvoare ale acestui fluviu. După relatările medicului german Ferdinand Werne, expediția încercată în 1840 cu sprijinul lui Mehmet Ali se oprise la Gondokoro, între paralelele nordice 4 și 5. În 1855, Brun Rolet, originar din provincia Savoia, numit consul al Sardiniei din Sudanul Oriental, în locul lui Vaudei, care murise în chinuri, plecă din Khartoum și, sub numele de Iacub, negustor de gumă și ardei, ajunse la Belenia, dincolo de 4, latitudine nordică, și se întoarse bolnav la Khartoum, unde deceda în 1857. Nici doctorul Peney, șeful serviciului medical egiptean, care ajunsese cu un grad mai jos de Gondokoro, călătorind pe un mic vas cu aburi și care se întorsese să moară sfârșit de oboseală la Khartoum, nici venețeanul Miani, care ajunsese la paralela a doua ocolind cataractele de la sud de Gondokoro, nici negustorul maltez, Andreea de Bono, care pătrunsese și mai mult pe Nil, nu putuseră depăși această limită. În 1859, Guillaume Lejeune, însărcinat cu o misiune de către guvernul francez, se duse la Khartoum, prin Marea Roșie, și se îmbarcă pe un vas de pe Nil, cu un echipaj de 21 de marinari și 20 de soldați. Înfruntă mari primejdii printre negrii răzvrătiți, dar nu putu depăși nici el Gondokoro. O expediție condusă de Descairac de Lautur încercă și ea să ajungă la faimoasele izvoare. Dar călătorii erau totdeauna opriți de acest punct fatal. Trămâșii lui Neron ajunseseră odinioară nouă latitudine, prin urmare, în 18 secole, nu se câștigaseră decât 5 grade sau 6, între 300 și 360 de mile geografice. Mai mulți călători încercaseră să ajungă la izvoarele Nilului, pornind de pe coasta orientală a Africii. Între anii 1768 și 1772, scoțeanul Bruce plecă din portul abisinian Masuah. Străbătu Tigru, vizită ruinele de la Axum, crezu că a dat peste izvoarele Nilului, acolo unde de fapt nu erau, și nu ajunse la niciun rezultat serios. În 1844, doctorul Krapf, misionar anglican, întemeie un așezământ religios la Monbaz, pe coastele Zanzibarului, și descoperi în tovărășia preotului Rebman doi munți la o depărtare de 300 de mile de coastă. Erau munții Kenia și Kilimanjaro, pe care domnii de Hoyglin și Thornton îi urcaseră în parte mai înainte. În 1845, francezul Maizan debarcă singur la Bagamayo, în fața Zanzibarului, și ajunse la Deje la Mora, unde șeful tribului îl omorâ în chinurile cele mai groaznice.
În 1859, în luna august, tânărul călător Roscher din Hamburg porni cu o caravană de negustori arabi și ajunse la lacul Nyasa, unde fu asasinat în timpul somnului. În sfârșit, în 1857, locotenenții Burton și Speke, ofițeri din armata Bengalului, fură trimiși de Societatea Regală de Geografie din Londra să exploreze marile lacuri africane. Ei părăsiră Zanzibarul la 17 iulie și o luară drept spre apus. După 4 luni de suferințe nemaipomenite, după ce bagajele le fuseseră jefuite, iar hamalii sugrumați, ajunseră la Kazeh, centru de întâlnire al negustorilor și caravanelor. Era în inima țării lunii. Acolo culeseseră informații prețioase cu privire la obiceiurile, forma de guvernare, religia și flora țării. Apoi se îndreptară spre primul din marile lacuri, Tanganyika, așezat între 3 grade și 8 grade latitudine sudică. Ajunseră acolo la 14 februarie 1858 și vizitară diferitele populații de pe maluri, în cea mai mare parte canibali. Porniră din nou la 26 mai și se întoarseră la Kazeh la 20 iunie. Burton sfârșit de oboseală zăcu acolo câteva luni. În acest timp, Speke merse spre nord, străbătând peste 300 de mile, până la lacul Ukerewe, pe care îl zări la 3 august, fără să-l poată vedea mai mult decât o margine, la 2 grade 30 minute latitudine. Reveni la Kazeh la 25 august și porni cu Burton spre Zanzibar, pe care îl revăzură în luna martie a anului următor. După aceea, cei doi îndrăzneți exploratori se întoarseră în Anglia și Societatea de Geografie din Paris le decernă premiul său anual. Doctorul Ferguson reținu cu grijă faptul că ei nu trecuseră nici de 2 grade latitudine sudică, nici de 29 longitudine estică, așa că el trebuia să facă legătura între explorările lui Burton și Speke și cele ale doctorului Barff, ceea ce însemna că se obliga să străbată un ținut mai mare de 12 grade. Doctorul Ferguson își grăbi pregătirile de plecare. Conducea în persoană construcția aerostatului său, ținând seama de anumite modificări, asupra cărora păstra o tăcere desăvârșită. Cu mult timp înainte, începuse să studieze sârguincios limba arabă și diversele dialecte mandinglieze. Datorită ușurinței cu care învăța limbile străine, făcu progrese uimitoare. Deocamdată, prietenul său, vânătorul, nu îl părăsea nicio clipă. Fără îndoială, se temea că doctorul să nu-și ia zborul fără să-i spună un cuvânt. În legătură cu acest subiect, îi ținea mereu cele mai convingătoare discursuri, care însă nu îl influențau deloc pe Samuel Ferguson și sfârșea cu rugăminți patetice care îl turburau tot atât de puțin. Dick îl simțea cum îi lunecă printre degete. Bietul scoțian ajunsese de plâns, nu mai putea privi albastrul cerului fără să fie cuprins de groază. În somn se simțea legănat până la amețeală și în fiecare noapte avea impresia că se prăbușește de la înălțimi nemăsurate. Trebuie să mai adăugăm că în timpul acestor groaznice coșmaruri căzuse o dată sau de două ori din pat. Prima sa grijă fu să-i arate lui Ferguson cucuiul pe care și-l făcuse la cap. Ține seama, adăugă cu subînțeles, am căzut de la 3 picioare înălțime, nu mai mult. Și uite ce cucui, judecă și tu. Insinuarea plină de melancolie nu îl impresiona însă pe doctor. Nu vom cădea, spuse el. Dar dacă totuși vom cădea, nu vom cădea. Răspunsul era clar și Kennedy n-avea ce să mai adauge. Cu deosebire, îl înfuria faptul că doctorul era gata să dispună și de el, adică de Kennedy, după bunul său plac. Îl considera în mod irevocabil ca pe tovarășul lui de călătorie aeriană. În privința asta nu mai era nicio îndoială. Samuel abuza într-un chip inadmisibil de pronumele personal la persoana întâi plural. Noi. Înaintăm. Noi. Vom fi gata la. Noi vom pleca la. Și mai ales de adjectivul posesiv. Balonul nostru. În acela noastră, explorarea noastră. Adesea chiar la plural. Pregătirile noastre, descoperirile noastre, ascensiunile noastre. Dick se înfiora cu toate că era hotărât să nu plece, dar nu voia să-și supere prea mult prietenul. Ba, trebuie să mărturisim că fără să-și dea prea bine seama de ce face, ceruse să îi se trimită de la Edinburgh câteva costume potrivite și cele mai bune puști de vânătoare. Într-o zi după ce recunoscuse că dacă s-ar fi bucurat de un noroc nemaipomenit, expediția ar fi putut avea oarecare sorți de izbândă, se prefăcu că se supune dorinței doctorului. Dar, pentru a amâna călătoria, a început să se folosească de tot felul de tertipuri. Mai întâi se legă de folosul călătoriei și de rostul ei. Descoperirea izvoarelor Nilului era oare într-adevăr necesară?
Cu asta omenirea va fi oare mai fericită? Și când popoarele Africii vor fi civilizate, vor fi ele mai fericite? Și este oare sigur că civilizația se află în Europa și nu tocmai acolo, în Africa? Nu era mai bine să aștepte? Africa putea fi cu siguranță străbătută într-o bună zi, în chip mult mai puțin primejdios. Într-o lună, 6 luni sau înainte de a se împlini un an, vreun explorator avea să ajungă fără îndoială. Insinuările produceau un efect cu totul contrar scopului urmărit și doctorul fremăta de nerăbdare. Așadar, păcătosule prieten cu două fețe, vrei să se bucure altcineva de gloria aceasta, adică să-mi dezmint trecutul, să dau înapoi în fața unor piedici mărunte? În felul acesta, prin șovăieli lașe, să-mi arăt eu recunoștința față de tot ce au făcut pentru mine și guvernul englez și societatea regală din Londra. Dar, făcu Kennedy, care întrebuința des această conjuncție. Dar, reluă doctorul, tu nu știi că această călătorie trebuie să contribuie la succesul a tot ce se întreprinde în prezent. N-ai aflat că alți exploratori înaintează acum spre centrul Africii? Totuși, ascultă-mă cu atenție, Dick, și aruncă-ți ochii pe harta asta. Dick se supuse resemnat. Mergi de-a lungul Nilului, spuse Ferguson. Merg, răspunse scoțianul ascultător. Ajungi la Gondokoyo. Am ajuns. Și Kennedy se gândea cât de ușoară era o călătorie pe hartă. Înfige unul din vârfurile acestui compas, reluă doctorul, în orașul pe care cei mai cutezători exploratori abia l-au depășit. L-am înfipt. Iar acum caută pe coastă insula Zanzibar, la 6 grade latitudine sudică. Am găsit-o. Mergi pe această paralelă până ajungi la Kazeh. S-a făcut. Urcă pe meridianul 33 până ajungi la începutul lacului Ukerewe, unde s-a oprit locotenentul Speke. Am ajuns, încă puțin și aș fi căzut în lac. Ei bine, știi tu ce avem dreptul să credem după informațiile date de populațiile de pe maluri? Nu-mi pot închipui. Că lacul acesta, care la sud atinge 2 grade 30 minute, se întinde spre nord până la 2 grade și jumătate deasupra ecuatorului. Într-adevăr, or, din această extremitate septentrională pornește o apă care trebuie neapărat să întâlnească Nilul, dacă nu este chiar el. Foarte ciudat. Și acum înfinge al doilea vârf al compasului pe această extremitate a lacului Ukerewe. S-a făcut, prietene Ferguson. Câte grade crezi că sunt între aceste două vârfuri? Abia două. Și știi cam ce reprezintă asta? Câtuși de puțin. Asta reprezintă abia 120 de mile, adică nimic, aproape nimic, Samuel. Și nu știi ce se întâmplă acum? Nu, pe viața mea. Ei bine, iată, societatea de geografie socotește ca foarte importantă explorarea acestui lac între zării de Speke. Sub auspiciile sale, locotenentul Speke, astăzi capitan, s-a întovărășit cu capitanul Grant din armata Indiilor. Ei conduc acum o expediție numeroasă și bine subvenționată cu misiunea de a ajunge până la lac, de unde să se întoarcă la Gondokoro. Au primit o subvenție de peste 5.000 de lire și guvernatorul capului le-a pus la dispoziție soldați hotentoți. Au plecat din Zanzibar la sfârșitul lui octombrie 1860. În timpul acesta, englezul John Petherick, consulul maiestății sale la Khartoum, a primit de la Foreign Office circa 700 de lire. Un vas cu aburi trebuie să fie echipat la Khartoum, încărcat cu provizii suficiente și îndreptat spre Gondokoro, unde să aștepte caravana capitanului Speke, pe care să fie în măsură să o aprovizioneze. Bun plan, spuse Kennedy. Vezi bine, deci, că trebuie să ne grăbim dacă vrem să luăm parte la această explorare, dar asta încă nu-i totul. În timp ce se merge cu pași siguri spre descoperirea izvoarelor Nilului, alți cărători înaintează plin de curaj spre inima Africii. Pe jos? Făcu Kennedy. Pe jos, răspunse doctorul, fără să bage de seamă insinuarea. Doctorul Crump își propune să ajungă în vest pe râul Job, situat sub ecuator. Baronul de Deccan a părăsit Mombaz, a explorat munții Kenya și Kilimanjaro și pătrunde spre centru. Tot pe jos? Tot pe jos, sau pe măgari. Pentru mine e absolut același lucru, replică Kennedy. În sfârșit,
reluă doctorul, domnul Hoglin, viceconsulul Austriei la Khartoum, a organizat de curând o expediție foarte importantă, al cărei scop principal este să-l caute pe călătorul Vogel, trimis în Sudan în 1853, pentru a lua parte la lucrările doctorului Berf. Vogel a părăsit Bornu în 1856, hotărât să exploreze această țară necunoscută, care se întinde între lacul Ciad și Darfur. Dar de atunci n-a mai reapărut. Niște scrisori, sosite în iunie 1860 la Alexandria, spun că a fost asasinat din ordinul regelui Vadal, iar altele, adresate de către doctorul Hartmann, tatălui exploratorului, spun că după relatările unui felatah din Bornu, Vogel s-ar afla prizonier la Vara, așa că nu s-a pierdut încă orice speranță. S-a alcătuit un comitet sub președinția ducelui regent de Saxa-Coburg, Gotha. Prietenul meu, Petermann, este secretarul acestui comitet. Sumele de bani necesare expediției, la care au contribuit și numeroși savanți, s-au adunat printr-o subscripție națională. De Hoeglin a plecat la Masuah în luna iunie și, în timp ce caută urmele lui Vogel, are misiunea de a explora ținutul cuprins între Nil și lacul Ciad, adică de a face legătura între descoperirile capitanului Speke și acele ale doctorului Berf. În felul acesta, Africa va fi străbătută de la răsărit până la apus. Perfect, reluă scoțianul. Deoarece toate merg așa de bine, ce să mai facem noi acolo? Doctorul Ferguson se mulțumi numai să dea din umeri. Doctorul Ferguson avea un servitor, Joe, înzestrat cu o fire minunată. Avea o încredere absolută în calitățile stăpânului său și îi purta un devotament fără margini. Îi ghicea dinainte dorințele și întotdeauna îi le îndeplinea în chip desăvârșit. Un Caleb care nu era niciodată morăcănos, ci dimpotrivă întotdeauna vesel. Oricât ai fi căutat, n-ai fi putut găsi unul mai nimerit decât el. Ferguson îi se încredințase cu totul în privința amănuntelor vieții sale. Și nu greșise. Nespus de cinstit era acest Joe. Un om care îți comandă masa în tocmai cum ai face-o tu, care îți face bagajele și nu-ți uită nici ciorapii, nici cămășile, care îți ține cheile, îți cunoaște secretele și nu abuzează de ele. Dar ce nu însemna doctorul pentru cinstitul Joe? Cu cât respect și cu câtă încredere accepta hotărârile lui? Tot ce gândea doctorul era bine, tot ce spunea era cugetat, tot ce dorea se putea face, tot ce întreprindea era cu putință de îndeplinit, tot ce înfăptuia era minunat. Dacă l-ați fi tăiat pe Joe în bucăți, ceea ce sunt sigur că n-ați fi fost în stare să faceți, tot nu și-ar fi schimbat părerea despre stăpânul său. Așa încât atunci când doctorul plănuie să străbată Africa, pe calea aerului pentru Joe totul fu limpede. Nu mai existau piedici. Din clipa în care Ferguson se hotărâse să plece, era neîndoielnic că avea să-l ia și pe credinciosul său ajutor. Acest băiat de treabă știa asta perfect de bine, cu toate că nu i-o spusese nimeni. De altfel, avea să-i aducă doctorului cele mai mari foloase, datorită inteligenței și minunatei sale agilități. Dacă ar fi trebuit să se numească un profesor de gimnastică pentru maimuțele din grădina zoologică, și așa destul de sprintene, cu siguranță că Joe ar fi obținut postul. Pentru el era o jucărie să sară, să se cațere, să alerge și să facă tot felul de năzdrăvănii. Dacă Ferguson era șeful, iar Kennedy mâna sa dreaptă, Joe avea să le execute dispozițiile. El își însoțise și până atunci stăpânul în mai multe călătorii și își însușise oarecare cunoștințe științifice, dar mai mult se distingea prin blândețe și printr-un optimism încântător. Totul îi se părea ușor, logic, firesc și ca urmare nu simțea nevoie să se plângă de ceva sau să bombănească. Printre alte calități, se mai bucura de o vedere nespus de bună. El și cu Moy Estlin, profesorul lui Kempler, posedau rara facultate de a vedea fără ochelari sateliții lui Jupiter și de a putea număra în grupul Pleiadelor 14 stele, ultimele fiind de mărimea a noua. Se putea folosi de ochii săi fără greș în orice împrejurare, ceea ce nu însemna că devenise un îngânfat. Ținând seama de încredere pe care o avea John Doctor, nu trebuie să ne mire nesfârșitele discuții între Kennedy și vrednicul slujitor al acestuia. Unul se îndoia, celălalt credea, unul era prudența clar văzătoare, celălalt încrederea fără margini. Astfel, doctorul se găsea între îndoială și credință. Dar trebuie să spun că nu-i păsa nici de una, nici de alta. Ei bine, domnule Kennedy, spunea Joe. Ei bine, băiete, iată că se apropie momentul. Se pare că ne îmbarcăm pentru plecarea în lună.
Vrei să spui țara lunii, care nu-l tot atât de departe, dar fii pe pace, drumul e la fel de primejdios. Primejdios cu un om ca doctorul Ferguson? N-aș vrea să-ți spulber iluziile, dragul meu Joe, dar ce pune el la cale e pur și simplu isprava unui smintit. Nu va pleca. Nu va pleca? Atunci nu i-ați văzut balonul la atelierul domnilor Mitchell din Borough? Nici nu o să mă duc să-l văd. Pierdeți un spectacol frumos, domnule. Ce lucru minunat, ce linie frumoasă, ce nacelă încântătoare, ce bine ne vom simți în ea. Așadar, te gândești serios să-l însoțești pe doctor? Eu? Dar am să-l însoțesc oriunde va dori, replică Joe cu convingere. Asta ar mai lipsi, să-l las să plece singur, după ce am cutreierat toată lumea împreună, dar cine să-l sprijine când va fi obosit? Cine să-i întindă o mână viguroasă ca să sară peste o prăpastie? Cine să-l îngrijească dacă se îmbolnăvește? Nu, domnule Dick, Joe va fi întotdeauna la postul său, aproape de doctor. Dar ce spun eu, alături de doctorul Ferguson? Ești un băiat de treabă. De altfel, veniți și dumneavoastră cu noi, reluă Joe. Fără îndoială, făcu Kennedy, adică vă însoțesc ca să-l împiedic pe Samuel până în ultima clipă să comită o asemenea nebunie. Îl voi urma chiar până la Zanzibar, pentru că acolo mâna unui prieten se poate opri de a-și duce la îndeplinire planul său nebunesc. Vă rog să mă iertați, domnule Kennedy, însă nu veți opri deloc. Doctorul Ferguson nu e un zăpăcit. Se gândește mult până să întreprindă ceva, dar când s-a hotărât, nici dracul nu mai poate face să renunțe. O să vedem. Nu vă amăgiți cu nădejdea asta, de altfel important e că mergeți cu noi. Pentru un vânător ca dumneavoastră, Africa e un ținut minunat, așa că oricum nu o să vă pară rău de călătorie ce veți face. Nu, cu siguranță că n-am să regret, mai ales dacă încăpățânatul ăsta își va da în sfârșit seama de realitate. Fiindcă veni vorba, spuse Joe, știți că astăzi ne cântărim. Cum așa? Ne cântărim? Fără îndoială, doctorul Ferguson, dumneavoastră și eu, toți trei, ne vom cântări. Ca jochei? Ca jochei, dar nu vă neliniștiți, nu veți fi nevoit să slăbiți dacă veți fi prea greu. O să vă ia cum sunteți. Nu mă voi cântări, spuse scoțianul cu tărie. Dar, domnule, se pare că e nevoie de asta pentru bună funcționare a aparatului său. Ei bine, o să meargă și altfel. Asta e acum. Și dacă nu ne vom putea ridica în aer din cauza lipsei unor calcule precise? Ei zău, dar nici nu doresc altceva. Se poate, domnule Kennedy. Domnul doctor vine îndată să ne ia. Nu voi merge. Nu o să-i faceți una ca asta. Ba, am să-i o fac. Bine, spuse Joe râzând. Vorbiți așa pentru că nu-i el aici, dar când o să vă spună direct, Dick, trebuie să-ți cunosc în mod exact greutatea, vă veți supune fără îndoială. În această clipă, doctorul intră în cabinetul său de lucru, unde avea loc convorbirea și îl privi pe Kennedy, care nu se simțea în largul său. Dick, îi spuse, vină împreună cu Joe, trebuie să știu cât cântăriți fiecare. Dar poți să rămâi cu pălăria în cap. Vino și Kennedy îl urmă. Se duseră cu toții la atelierul domnilor Mitchell, unde se pregătise unul din cântarele acelea zise romane. Doctorul trebuia neapărat să cunoască greutatea însoțitorilor săi pentru a stabili echilibru aerostatului, așa că îl puse pe Dick să se urce pe platforma cântarului. Fără să îi se împotrivească, acesta spuse cu jumătate de glas. Bine, bine, asta nu mă obligă la nimic. 153 de livre, constată doctorul înscriind cifra în carnetul său. Sunt prea greu? Aș, de unde, domnule Kennedy? Răspunse Joe. De altfel, eu sunt ușor, așa că se va compensa. Și Joe trecu plin de atâta entuziasm în locul vânătorului, încât în grabă fu gata să răstoarne cântarul. Luă poziția în care el, Joe, îl maimuțărea pe Ahile de la intrarea în Hyde Park și arăta minunat chiar fără scut. 120 de livre, înscrise doctorul. Ei, ei, făcu Joe cu un zâmbet de satisfacție. De ce zâmbea? Nici el nu ar fi putut spune. Acum e rândul meu, spuse Ferguson, înscriind în dreptul său 135 livre. Toți trei adaugă apoi cântărim 408 livre. Domnule doctor, reluă Joe, dacă expediția dumneavoastră ar cere-o, aș putea foarte bine să postesc ca să slăbesc vreo 20 de livre.
Nu-i nevoie, băiete, răspunse doctorul. Poți să mănânci cât poftești. Iată o jumătate de coroană ca să te ospătezi și să bei după voia inimii. Doctorul Ferguson se ocupa de multă vreme de amănuntele expediției sale. Ei de la sine înțeles că balonul, acest minunat vehicul sortit să-l transporte prin aer, era obiectul grijii lui permanente. De la început, ca să nu dea prea mari dimensiuni aerostatului, se hotărâ să-l umfle cu hidrogen, gaz de 14 ori și jumătate mai ușor decât aerul și mai ușor de produs. Afară de asta, deduse cele mai bune rezultate în experiențele cu aerostate. După calcule foarte precise, doctorul găsise că obiectele indispensabile călătoriei plus aparatul său vor cântări 4.000 de livre, așa încât trebuie să afle care era forța ascendentă în stare să ridice această greutate și totodată să vadă ce capacitate avea să aibă balonul. O greutate de 4.000 de livre reprezintă o deplasare a spațiului de 44.847 de picioare cubi, ceea ce înseamnă că 44.847 de picioare cubi de aer cântăresc circa 4.000 de livre. Dând balonului capacitatea de 44.847 de picioare cubi și umplându-l în loc de aer cu hidrogen, care este de 14,5 ori mai ușor, înseamnă că greutatea lui scade la 276 de livre, rezultând o diferență de 3.724 de livre. Tocmai diferența aceasta dintre greutatea gazului din interiorul balonului și greutatea aerului înconjurător face cu putință înălțarea aerostatului. Totuși, dacă s-ar introduce în întregime cantitatea de gaz de care vorbim, balonul s-ar umple complet. Ori asta trebuie evitat, deoarece pe măsură ce urcă în straturile mai puțin dense ale atmosferei, gazul din interior tinde să se dilate, ceea ce duce la ruperea învelișului. Așa că de obicei balonul se umplă doar la două treimi din capacitatea lui. Dar doctorul avea anumite proiecte cunoscute numai de el, pe baza cărora se hotărâ să umple aerostatul doar pe jumătate. De aceea, cum totuși acesta trebuia să cuprindă 44.847 de picioare cub de hidrogen, fusese nevoit să-i dea o capacitate aproape dublă. Îl construise în forma ovală, care se știe că este mai avantajoasă. Diametrul lui orizontal era de 50 de picioare, iar cel vertical de 75 de picioare. În felul acesta obținuse un sferoid, a cărui capacitate se ridica până la cifra rotundă de 90.000 de picioare cubi. Dacă ar fi putut întrebuința două baloane, șansele de izbândă ar fi fost mai mari. Într-adevăr, în cazul când unul din ele s-ar fi defectat în aer, ar fi putut, aruncând încărcătura, să-și continue călătoria cu ajutorul celuilalt. Dar manevrarea a doua aerostate e foarte grea, deoarece trebuie să le dai amândurora o forță egală de ascensiune. După o chibzuială îndelungată, Ferguson reunise, datorită unui aranjament ingenios în acest singur balon, foloasele a doua baloane. Fiind scutit de neajunsurile amintite, pe scurt, construise două baloane de mărimi diferite închise unul în altul. Balonul exterior, care avea dimensiunile arătate mai sus, cuprindea un balon mult mai mic, de aceeași formă, al cărui diametru orizontal nu avea decât 45 de picioare, iar diametru vertical 68 de picioare. Prin urmare, capacitatea balonului interior nu era decât 67.000 de picioare cubi. El trebuia să plutească în gazul înconjurător. Între cele două baloane se afla o supapă care le îngăduia la nevoie să comunice între ele. Acest aranjament prezenta avantajul că pentru a coborî se dădea drumul întâi gazului din primul balon și chiar dacă acesta ar fi trebuit să fie golit cu totul, cel mic rămânea neatins. Apoi se putea descotorosi de învelișul exterior ca de o greutate inutilă, iar al doilea aerostat rămas singur nu mai era expus capriciilor vântului, așa cum se întâmplă cu baloanele de jumătate dezumflate. Mai mult, în caz de accident, cum ar fi fost de pildă vreo spărtură, în învelișul balonului exterior celălalt prezenta avantajul de a fi apărat. Cele două aerostate erau construite din tafta dublă de lion, acoperită cu gutapercă. Combinația de gumă și rășină dădea o impermeabilitate absolută. În același timp, nu putea fi atacată de nici acizi, nici gaze. La polul superior al balonului, unde rezistența trebuia să fie mare, învelișul fusese dublat. Acest înveliș putea păstra gazul un timp nelimitat. 9 picioare pătrate de tafta cântăreau o jumătate de livră, dar suprafața balonului exterior, fiind de circa 19.600 de picioare pătrate, învelișul său cântărea 650 de livre.
învelișul celui de-al doilea balon, având o suprafață de numai 9200 de picioare pătrate, nu cântărea decât 510 livre. În total, aerostatul atingea 1160 de livre. Plasa care susținea nacela era făcută din frânghie de cânepă, foarte solidă. Cele două supape, al căror rol era asemănător aceluia al unei cârme de vapor, fuseseră obiectul unor studii minuțioase. Nacela, de formă circulară și cu un diametru de 15 picioare, era făcută din rachită, întărită cu o ușoară armătură de fier. Dedesubt avea resorturi elastice, care să amortizeze loviturile la aterizare. Greutatea ei împreună cu aceea a plasei nu depășea 280 de livre. În afară de aceasta, doctorul mai pusese să îi se construiască patru chesoane din tablă groasă de două linii, care erau legate între ele prin țevi prevăzute cu robinete. Mai adăugă și o serpentină cu un diametru cam de 24 de linii, care se termina prin două brațe de lungime neegală, primul măsurând 25 de picioare, iar celălalt numai 15 picioare. Chesoanele erau dispuse în nacelă în așa fel, încât să ocupe cât mai puțin spațiu. Serpentina, care trebuia să fie adaptată mai târziu, fu împachetată separat, împreună cu o pilă electrică Bunsen, foarte puternică. Aparatul fusese atât de ingenios combinat, încât împreună cu cele 25 de galoane de apă, aflate într-un rezervor special, nu cântărea mai mult de 700 de livre. Instrumentele destinate călătoriei constau din două barometre, două termometre, două busole, un sectant, două cronometre și o lunetă cu care să se cerceteze obiectivele îndepărtate aflate în afara drumului urmat de balon și la care deci nu se putea ajunge. Observatorul din Greenwich se pusese la dispoziția expediției, cu toate că doctorul nu își propusese să facă experiențe de fizică. El voia numai să-și fixeze direcția în care avea să plutească și să determine poziția râurilor, munților și a orașelor principale. Își mai pregătise trei ancore de fier care rezistaseră la proba de încercare, precum și o scară de mătase, ușoară și rezistentă, lungă de vreo 50 de picioare. Calculaseră de asemenea greutatea exactă a proviziilor, ce constau din ceai, cafea, biscuiți, carne conservată și un preparat din carne uscată, care într-un volum mic cuprindea un număr mare de substanțe hrănitoare. În afară de o suficientă cantitate de rachiu, mai pregătise și două rezervoare cu apă, cuprinzând fiecare 22 de galoane. Alimentele trebuiau să fie consumate după o anumită regulă, încât greutatea ridicată de aerostat să se micșoreze treptat, echilibrul unui balon în atmosferă fiind foarte sensibil. Pierderea unei greutăți, oricât de neînsemnate, poate să cauzeze o deplasare demnă de luat în seamă. Doctorul nu uitase nici cortul, care trebuia să acopere o parte din nacelă, nici păturile care alcătuiau singurul așternut pentru călătorie, nici puștile vânătorului cu proviziile de pușcă și gloanțe. Iată rezultatul diferitelor sale calcule cu privire la încărcătura aerostatului. Ferguson, 135 de livre. Kennedy, 153 livre. Joe, 120 livre. Greutatea primului balon, 650 livre. Greutatea balonului al doilea, 510 livre. Nacela și plasa, 280 livre. Ancore și instrumente, 190 livre. Puști, pături, cort, alte materiale, carne și preparate de carne uscată, biscuiți, ceai, cafea, rachiu, 386 livre. Apă, 400 livre. Aparate, 700 livre. Greutatea hidrogenului, 276 livre. Lest pentru echilibru, 200 livre. Total, 4000 livre. Aceasta era socoteala celor 4000 de livre pe care doctorul își propunea să le ridice în aer. Pentru menținerea echilibrului nu lua cu sine decât un lest de 200 de livre, numai pentru cazurile neprevăzute, spunea el, căci datorită performanței aparatului său spera să nu îi întrebuințeze. Pe la 10 februarie pregătirile se apropiau de sfârșit, aerostatele unul închis în celălalt erau cu totul terminate, fuseseră amândouă supuse unei puternice presiuni de aer. Încercarea dovedi rezistența lor și în același timp grija cu care fuseseră construite. John nu mai putea de bucurie. Alerga într-una în Greek Street la atelierele domnilor Mitchell, totdeauna ocupat, dar vesel, mândru că va participa la această călătorie și dând cu plăcere amănunte celor care nu îl întrebau despre ea. Cred chiar că vrednicul băiat câștigase câteva jumătăți de coroană cu prezentarea aerostatului, cu explicarea ideilor și planurilor doctorului.
sau îngăduind unora să-l zărească pe acesta printr-o fereastră întredeschisă, ori anunțându-i când ieșea de acasă ca să-l poată vedea pe stradă. Faptul că nu trebuia să ne supere, deoarece avea oarecum drepturi să speculeze admirația și curiozitatea contemporanilor săi. La 16 februarie, rezolut, își arunca ancora în fața Greenwich-ului. Era un vas cu elice de 800 de tone, cu bune calități de plutire și care fusese însărcinat să aprovizioneze ultima expediție în regiunile polare ale lui Sir James Ross. Comandantul Pennet era mai mult un savant decât un militar, ceea ce nu îl împiedică însă să aibă la bord 4 tunuri grele de marină. Ce-i drept, acestea nu făcuseră niciodată vreun rău cuiva, servind doar la producerea celor mai pașnice bubuituri din lume. Cala vasului fusese pregătită pentru încărcarea aerostatului, care fu așezat înăuntru cu multă băgare de seamă. În ziua de 18 februarie, îl adăpostiră în fundul calei, spre a-l feri de accidente. În același accesoriile ei, ancorele, frânghiile, proviziile de alimente, rezervoarele de apă ce trebuiau umplute la sosire, în sfârșit totul fu încărcat așa cum trebuia, sub supravegherea lui Ferguson. Se mai îmbrăcară 10 tone de acid sulfuric și 10 tone de fier vechi pentru producerea hidrogenului. Cantitatea era mai mare decât se cuvenea pentru a face față eventualelor pierderi. Instalația care producea gazul, compusă din vreo 30 de butoiașe, fu pusă cu multă grijă în fundul calei. Pregătirile se terminară în seara zilei de 18 februarie. Două cabine confortabile așteptau pe doctor și pe prietenul său Kennedy. Acesta din urmă, jurându-se într-una că nu va pleca. Sosi la bord cu un adevărat arsenal de vânătoare. Două puști excelente cu câte două țevi și o carabină dintre cele mai bune de la fabrica Pardey Moore and Dickinson din Edinburgh. Cu asemenea armă, vânătorul putea trimite cu ușurință de la 2000 de pași un glonte în ochiul unei capre sălbatice. Pentru împrejurări neprevăzute, mai luase cu el și două revolvere Colt, care trageau 6 gloanțe unul după altul. Cutia cu praf de pușcă, sacul cu cartușe, alicele și gloanțele în cantități îndestulătoare nu depășeau greutatea hotărâtă de doctor. Cei trei călători se instalară la bordul vasului în ziua de 19 februarie, primiți cu onoruri de către capitan și ofițeri. Doctorul păstra mereu o atitudine rezervată, preocupat numai și numai de expediția sa. Dick încerca să-și ascundă emoția pe când Joe sărea în sus de bucurie, glumind și râzând necontenit. El deveni imediat mucalitul echipajului, în mijlocul căruia îi se păstrase un loc. În ziua de 20 februarie, Societatea Regală de Geografie dădu un mare banchet de adio, în onoarea doctorului Ferguson și a lui Kennedy. Comandantul Pennet și ofițerii săi luară de asemenea parte la acest ospăț însuflețit, care prilejui nenumărate tosturi măgulitoare. Se închină atât de mult în sănătatea comesenilor, încât ai fi zis că fiecare va avea asigurată o existență de centenar. Sir Francis prezenta cu o emoție reținută și plină de demnitate. Spre surprinderea sa, Dick Kennedy a avut în mare măsură parte de aceste facilități. După ce se bău pentru îndrăznețul Ferguson, gloria Angliei, trebuie să se bea și pentru nu mai puțin curajosul Kennedy, cutezătorul său tovarăș. Dick se înroși ca focul, ceea ce fu luat drept modestie și aplauzele se dublară făcându-l pe Dick să roșească și mai mult. În timpul desertului sosi un mesaj din partea reginei, care îi saluta pe cei doi călători și le ura succes în încercarea lor. Acest fapt îi obligă la noi tosturi în cinstea prea grațioasei sale maiestăți. Comesenii se împrăștiară la miezul nopții, după ce se despărțiră într-un chip mișcător, strângându-și mâinile cu căldură. Bărcile vasului rezolut așteptau la podul Westminster. Comandantul luă loc într-una din ele, însoțit de pasagerii și ofițerii săi și curentul Tamisei îi duse repede spre Greenwich. La ora 1, pe bord, dormeau toți. A doua zi, pe 21 februarie, la ora 3 dimineața, cuptoarele duduiau. La ora 5, rezolut, ridică ancora și împinsă de elice, se îndreptă cu viteză spre gurile Tamisei. Nu mai e nevoie să spunem că toate convorbirile de pe bord se refereau numai și numai la expediția doctorului Ferguson. Fie că îl vedeai, fie că îl auzeai, doctorul îți inspira o încredere atât de mare, încât foarte curând nimeni în afară de scoțian nu se mai îndoia de succesul călătoriei. În timpul drumului, în orele libere, doctorul ținea corpului ofițeresc un adevărat curs de geografie. Tinerii ofițeri se interesau amănunțit de descoperirile făcute în Africa în ultimii 40 de ani.
Ferguson le povesti despre explorările lui Barf, Burton, Speke, Grant, le zugrăvi ținutul asaltat acum din toate părțile de investigațiile științifice. În nord, tânărul Duveyrier explora Sahara și aducea la Paris pe șefii Touaregi. Se pregăteau, datorită sugestiei guvernului francez, două expediții care, coborând din nord și îndreptându-se spre apus, trebuiau să se încrucișeze. La sud, neobositul Livingstone înainta mereu spre ecuator și din martie 1862 pătrundea în tovărășia lui Mackenzie în susul râului Rovunia. Cu siguranță pe secolul al XIX-lea n-avea să treacă fără ca Africa să-și fi dezvăluit tainele ascunse de 6.000 de ani. Interesul auditorilor crescu și mai mult când doctorul le povestea amănuntele pregătirilor sale de călătorie. Voiră să-i verifice calculele și el luă bucuros parte la discuție. Mai toți se mirau de cantitatea relativ mică de alimente pe care și-o luase șeful expediției. Într-o zi, unul din ofițeri îi ceru doctorului lămuriri în această privință. Vă surprinde?" întrebă Ferguson. Fără îndoială. Dar ce durată presupuneți că va avea călătoria mea? Luni întregi? E o mare greșeală. Dacă s-ar prelungi, am fi pierduți. Nu ne-am mai întoarce niciodată. Trebuie să știți că nu sunt mai mult de 3.500, să spunem 4.000 de mile de la Zanzibar până la coasta Senegalului. Ori, străbătând câte 240 de mile în 12 ore, ceea ce nu este nici măcar viteza trenurilor noastre, ne-ar ajunge 7 zile ca să traversăm Africa. Dar atunci n-ați putea vedea nimic, n-ați face nicio observație geografică, nici nu ați putea cerceta ținutul cu deamănuntul. Dar, răspunse doctorul, dacă îmi stăpânesc balonul, dacă mă urc și cobor după voință, mă voi putea opri oricând și oriunde. Mi se va părea potrivit, mai ales când voi fi amenințat să fiu târât de curenți prea violenți. Și desigur că îi veți întâlni, spuse comandantul Pennet. Unele uragane fac mai mult de 240 de mile pe oră. Vedeți, replică doctorul, cu asemenea viteză s-ar putea traversa Africa în 12 ore. În zori am plecat de la Zanzibar, iar seara merge la culcare la St. Louis. Dar, întrebă un ofițer, poate înainta un balon cu asemenea viteză? Asta s-a mai văzut, răspunse Ferguson. Și a rezistat? Perfect. Era pe vremea încoronării lui Napoleon în 1804. Aeronautul Garnerin lansă din Paris la ora 11 seara un balon care purta următoarea inscripție în litere de aur. Paris, 25 Brumar, anul 13. Încoronarea împăratului de către SS Pius 7. A doua zi dimineața la ora 5, locuitorii Romei vedeau planând balonul pe deasupra Vaticanului, străbătând câmpia romană și căzând în lacul Bracciano. Așa că, domnilor, un balon poate rezista unor asemenea viteze. Un balon, da, dar un om, îndrăzni să spună Kennedy. Desigur că și un om, căci un balon este totdeauna nemișcat în raport cu aerul, care îl înconjoară. Nu el merge, ci masa de aer. Dacă ai aprinde o lumânare în acele, flacăra ei n-ar pâlpâie. Un aeronaut care s-ar fi ridicat cu balonul lui Garnerin n-ar fi avut de suferit în niciun caz de pe urma acestei viteze. De altfel, eu nu țin să experimentez o asemenea viteză și dacă mă voi putea agăța în timpul nopții de vreun arbore sau de vreun accident al terenului, o voi face fără îndoială. Tocmai de aceea luăm cu noi provizii pentru 2 luni și pe deasupra nimic nu va putea împiedica pe îndemânaticul nostru vânător să ne aducă vânat din abundență atunci când vom coborâ. Ah, domnule Kennedy, ce minunate isprăve o să faceți acolo, spuse un tânăr elev de marină, privindu-l cu invidie pe scoțian. Fără să mai ținem seama, urmă un altul că plăcerea va fi dublată de o mare glorie. Domnilor, răspunse vânătorul, sunt foarte măgulit de complimentele dumneavoastră, dar nu am pentru ce să le primesc. Cum? Se auzi din toate părțile. Ai de gând să nu pleci? Nu voi pleca. Nu-l veți însoți pe doctorul Ferguson? Nu numai că nu voi însoți, dar nu mă gândesc aici decât pentru a-l opri. Și în ultimul moment, poate. Toate privirile se îndreptară spre doctor. Nu luați în seamă, răspunse acesta liniștit, e o problemă pe care nu trebuie să o discutați cu el, de fapt, el știe foarte bine că va merge. Pe Sfântul Patrick, strigă Kennedy, iau ca martor. Nu mai lua pe nimeni ca martor, prietene Dick, ești măsurat și cântărit și tu și praful tău de pușcă și puștile și gloanțele, așa că să nu mai vorbim despre asta.
Și într-adevăr, din ziua aceea până la sosirea lor la Zanzibar, Dick nu mai deschise gura, nu mai vorbi nici despre călătorie, nici despre altceva. Pur și simplu tăcu. Revolut luneca repede spre capul Bunei Speranțe. Timpul se menținea frumos, cu toate că marea devenise mai agitată. La 30 martie, după 27 de zile de la plecarea din Londra, muntele Table se profila la orizont. Orașul Cap, așezat la poalele unui anfiteatru de colinie, putu fi zărit cu lunetele marine și, curând, rezolut aruncă ancora în port. Dar comandantul nu poposi acolo decât pentru a lua cărbuni. Treaba dură o zi. A doua zi, vasul mergea spre sud pentru a ocoli capul meridional al Africii și a intra în canalul Mozambic. John nu era la prima sa călătorie pe mare, nu trecu mult și se simți pe bord ca la el acasă. Toată lumea îl iubea pentru sinceritatea și buna sa dispoziție. O mare parte din celebritatea doctorului se răsfrângea și asupra lui. Oamenii din echipaj îl ascultau ca pe un oracol și la urma urmei nu se înșela nici el mai mult ca oricare alt oracol. În timp ce Ferguson își continua expunerea în cercul ofițerilor, Joe trona pe puntea din fața vazului și făcea istorie în felul său, după un procedeu întrebuințat de altfel de cei mai mari istorici ai timpurilor. Se discuta, bineînțeles, despre călătorii aeriene. Joe întâmpina greutăți în a convinge spiritele îndărătnice să accepte o asemenea experiență, dar odată acceptată, imaginația marinarilor, stimulată de născocirile lui Joe, nu mai cunoștea margini. Strălucitul povestitor își convinsese auditoriul că după această călătorie vor mai face altele. Călătoria de acum nu era decât începutul unei lungi serii de acțiuni supraomenești. Vedeți voi, dragii mei, după ce ai gustat acest fel de călătorie, nu te mai poți lipsi de ea. Iar la viitoarea noastră expediție, în loc să mergem orizontal, vom merge drept în sus, urcând fără încetare. Ei, drăcie, până în lună, făcu unul din ascultători uimit. Până în lună, ripostă Joe, nu, pe legea mea, așa ceva e prea obișnuit. Toată lumea poate ajunge în lună, de altfel, acolo nu este apă și trebuie să iei cu tine provizii enorme, iar dacă ții să respiri, trebuie să iei chiar și aer în sticluțe. Ei, dar dacă găsești acolo rachiu? Întrebă un marinar mai iubitor de băutură. Să lăsăm asta, băiete, nu-i vorba de lună. Ne vom plimba printre stelele acelea frumoase, pe planetele acelea încântătoare despre care mi-a vorbit de atâtea ori doctorul Ferguson. Așa că vom începe prin a vizita Saturnul. Acela care are un inel? Întrebă un subofițer de administrație. Da, un inel de căsătorie, numai că nu se știe ce e cu nevasta sa. Cum o să mergeți chiar așa de sus? Glăsui un elev marinar înmărmurit. Atunci doctorul tău este dracul în persoană. Dracul? E prea bun ca să fie drac. Dar după Saturn? Întrebă unul dintre ascultătorii cei mai nerăbdători. După Saturn vom vizita Jupiter. Un ținut ciudat, știți, unde zilele au numai 9 ore și jumătate. E bine acolo pentru leneși, unde un an durează cât 12 ani, ceea ce este avantajos pentru cei care nu mai au de trăit decât 6 luni. Li se mai prelungește viața. 12 ani? Strălui elevul de marină. Da, micuțule, așa că dacă te-ai fi născut acolo, maică-ta te-ar fi alăptat și astăzi, iar bătrânul de acolo, care merge pe al 50-lea an, ar fi un copilaj de 4 ani și jumătate. De necrezut, exclamă elevul de marină. Este adevărul adevărat, făcu Joe cu convingere, dar ce vreți? Când continui să-l încezești în lumea asta, nu înveți nimic, rămâi neșteutor ca un porc de mare. Veniți puțin în Jupiter și o să vedeți. Dar trebuie să te ții bine acolo, că Jupiter are sateliți nu prea comozi. Oamenii râdeau, dar îl credeau numai pe jumătate. Le vorbea despre Neptun, unde marinarii sunt bine primiți, și de Marte, unde militarii ocupă un loc de frunte, ceea ce până la urmă devine plictisitor. Cât despre Mercur, nesuferită lume trăiește acolo, numai hoți și negustori care se aseamănă atât de bine între ei încât e greu să-i deosebești pe unii de ceilalți. Și în sfârșit le zugrăvi un tablou al lui Venus, cu adevărat încântător. Iar când ne vom întoarce din expediție, spuse binevoitorul povestitor, vom fi decorați cu crucea sudului care strălucește sus la cheutoarea lui Dumnezeu. Și o vei câștiga pe bună dreptate, spuseră marinarii. Așa treceau în convorbiri vesele seriile lungi pe puntea din față, în vreme ce expunerile instructive ale doctorului își urmau cursul. Se vorbea într-o zi despre dirijarea baloanelor și Ferguson fu rugat să-și spună părerea în această privință.
Nu cred, spunea el, că s-ar putea ajunge să se conducă baloanele. Cunosc toate sistemele încercate sau propuse, niciunul n-a izbutit, niciunul nu poate fi pus în practică. E de la sine înțeles că am fost obligat să mă ocup de această chestiune, care are atâta importanță pentru mine, dar n-am putut-o rezolva cu mijloacele puse la îndemână de mecanica actuală. Ar trebui să se descopere un motor cu o putere nemaipomenită, atât de ușor cât nu vă puteți închipui și încă nici atunci nu ar putea ajunge să învingem unii curenți mai repezi. De altfel, până acum s-a încercat să se dirigeze mai curând nacela decât balonul, ceea ce e o greșeală. Totuși, i se răspunse, este o mare asemănare între un aerostat și o corabie care poate fi dirijată după voință. Ba nu, răspunse Ferguson, se aseamănă foarte puțin sau deloc. Aerul este mult mai puțin dens decât apa, în care corabia nu se scufundă decât în parte, în vreme ce aerostatul plutește cu totul în atmosferă și rămâne nemișcat față de mediul înconjurător. Credeți atunci că știința aerostaticii și-a spus ultimul cuvânt? Nici pomeneală, trebuie căutat altceva. De pildă, dacă un balon nu poate fi dirijat, măcar să fie menținut în curenții atmosferici prielnici. Pe măsură ce urci, ei devin mai uniformi și au o direcție statornică. Nu mai sunt tulburați de văile și de munții care brazdează suprafața globului. Știți doar că aceasta e cauza principală a schimbării vânturilor și a inegalității forței lor. Ori, după determinarea acestor cauze, balonul nu va avea decât să se plaseze în zona curenților care îi convin. Dar atunci, reluă comandantul Bennett, ca să te menții în zona acestor curenți, va trebui să urci sau să cobori într-una. Iată adevărata greutate, scopul meu, doctor. Și de ce scopul meu, comandant? Să ne înțelegem, socotesc că asta ar fi o greutate și o piedică pentru călătoriile de lungă durată, dar nu pentru simple plimbări aeriene. Și motivul, vă rog? Pentru că urci decât cu condiția să arunci lestul, nu cobori decât pierzând gazul. Cu aceste manevre îți epuizezi repede proviziile de gaz și încărcătura. Scopul meu, Pennet, aici e toată problema. Asta e singura greutate pe care știința trebuie să caute să o învingă. Nu-i vorba de a dirija baloanele, ci de a le face să coboare fără să dea drumul la gazul care reprezintă puterea, sângele și sufletul lor. Dacă se poate spune astfel. Ai dreptate, dragă doctore, dar problema n-a fost încă dezlegată. Mijlocul nu a fost încă găsit până acum. Iartă-mă, dar a fost găsit. De cine? De mine? De dumneata? E de la sine înțeles căci altminteri n-aș fi riscat traversarea Africii în balon. După 24 de ore n-aș mai fi avut niciun pic de hidrogen. Dar nu ai pomenit nimic despre asta în Anglia. Nu. Nu țineam să stărănească o discuție publică. Nu mi-ar fi fost de niciun folos. Am făcut în taină experiențe pregătitoare și am fost mulțumită, așa că nu avem nevoie să aflu mai mult. Ei bine, dragul meu Ferguson, te putem întreba care ți este taina. Iată, domnilor, sistemul meu e foarte simplu. Atenția auditorului era cât se poate de încordată. Doctorul își expuse invenția în felul următor. S-a încercat adeseori, domnilor, urcarea sau coborârea după voință, fără să se piardă balastul sau gazul din balon. Un francez care se ocupă cu aeronautica, domnul Monnier, a vrut să realizeze aceasta comprimând gazul într-un recipient interior. Un belgian, domnul dr. Van Hecke, a încercat să obțină cu ajutorul unor aripi și al unor lopățele o forță verticală, care însă a fost neîndestulătoare în majoritatea cazurilor. Rezultatele practice obținute prin aceste diferențe sunt mijloacele care nu au fost demne de luat în seamă. M-am hotărât să atac problema fără ocol. Mai întâi am înlăturat cu totul destul, rămânând să-l întrebuințez numai în cazul de forță majoră, cum ar fi de pildă defectarea aparatului meu, sau nevoia de a mă ridica într-o clipă ca să mă ferez de vreun obstacol neprevăzut. Sistemul meu de urcare și coborâre constă numai în dilatarea sau contractarea gazului închis în interiorul aerostatului, prin modificarea temperaturii lui. Iată cum ajung la acest rezultat. Ați văzut îmbarcându-se odată cu nacela mai multe vase a căror întrebuiințare vă este necunoscută. Sunt 5 vase. Primul poate cuprinde aproximativ 25 de galoane de apă, la care, pentru a fi mai bună conducătoare de electricitate, adaug câteva picături de acid sulfuric. Această apă poate fi descompusă cu ajutorul unei puternice pile Bunsen. Apa, după cum știți, se compune din două părți hidrogen și o parte oxigen.
Acesta, din urmă, sub acțiunea curentului electric, se adună la polul pozitiv al pilei, de unde trece în al doilea vas. Al treilea vas, așezat deasupra acestuia și având o capacitate dublă, primește hidrogenul care se adună la polul negativ. Două robinete, unul cu un debit dublu față de celălalt, fac să comunice aceste din urmă două vase cu al patrulea, care se numește vasul de amestec. Aici se amestecă cele două gaze, provenite din descompunerea apei. Capacitatea acestui vas este de 41 de picioare cubi. În partea lui superioară se află o țeavă de platină prevăzută cu un robinet. Cred că ați înțeles, domnilor. Aparatul pe care vi-l descriu este pur și simplu un arzător de oxigen și hidrogen, a cărui căldură o întrece pe aceea a cuptoarelor obișnuite. Odată lămuriți asupra acestei prime părți, trec la a doua parte a aparatului. Dedesubtul balonului meu, care este închis ermetic, ies două țevi la mică depărtare una de alta. Una atinge straturile superioare ale gazului, pe când cealaltă, mai scurtă, pornește din mijlocul celor inferioare. Aceste țevi sunt prevăzute din loc în loc cu articulații puternice de cauciuc, care le îngăduie să se adapteze oscilațiilor aerostatului. Amândouă coboară până în nacelă, unde intră într-un vas de fier de formă cilindrică, numit vas de încălzire. Acest vas este închis la cele două capete cu capace puternice, făcute din același metal. Țeava care pornește din partea inferioară a balonului pătrunde în vasul de încălzire prin capacul de jos și ia forma unei serpentine care, ridicându-se întocmai ca ghiventurile unui șurub, ajunge aproape până sus. Înainte de a ieși de aici, străbate fundul unei piese conice cu baza concavă, ca o jumătate de sferă cu gura îndreptată în jos. Ieșind din vasul de încălzire, țeava mare merge, după cum v-am spus, până în straturile superioare ale balonului. Piesa concavă de care vorbeam este de platină, ca să nu se topească sub acțiunea arzătorului, căci robinetul acestuia este așezat pe fundul vasului de fier, la mijlocul serpentinei și flacăra poate atinge ușor bolta piesei concave. Dumneavoastră știți, domnilor, ce este un calorifer din acelea destinate să încălzească apartamentele și știți cum funcționează. Aerul este împins în niște conducte care străbat un cuptor și astfel ajunge în apartament cu o temperatură mai ridicată. Or, ceea ce v-am descris eu nu este la drept vorbind decât un calorifer. Într-adevăr, ce se va întâmpla? Odată arzătorul aprins, hidrogenul din serpentină se încălzește și urcă repede pe țeava care îl duce în partea superioară a aerostatului. La baza serpentinei, făcându-se vid, gazul din partea inferioară a balonului este atras în vasul de încălzire, unde va căuta să se ducă în sus. Se stabilește astfel, în țevi și în serpentină, un foarte puternic curent de gaz, care iese din balon și se întoarce necontinuit, încălzindu-se fără încetare. Ori, gazele își măresc de 480 de ori volumul la fiecare grad de căldură, așa că, ridicând temperatura cu 18 grade, hidrogenul din aerostat se va dilata cu 18 dimulțit la 480 sau cu 1614 picioare cub și va deplasa, deci, 1614 picioare cub de aer mai mult, ceea ce îi va mări forța de ascensiune cu 160 de livre, corespunzătoare aruncării unei cantități egale de încărcătură. Dacă măresc temperatura cu 180 de grade, gazul se dilată cu 180 dimulțit cu 480. În cazul acesta, va deplasa 16.740 de picioare cubi mai mult și forța de ascensiune va crește cu 1.600 de livre. Înțelegeți, domnilor, că pot să obțin ușor diferențe de echilibru considerabile. Volumul aerostatului a fost calculat în așa fel, încât atunci când e umplut pe jumătate, deplasează o cantitate de aer absolut egală cu greutatea învelișului gazului și a nacelei încărcate cu călători și cu toate accesoriile. Când este umplut până la acest punct, stă în aer, în echilibru, nici nu urcă, nici nu coboară. Ca să urc, ridic gazul la o temperatură superioară cu ajutorul arzătorului meu. Prin acest exces de căldură se obține o presiune mai mare, care umplă mai mult balonul și acesta urcă în măsura în care fac să se dilate hidrogenul. Coborârea se face, bineînțeles, moderând flacăra arzătorului și lăsând temperatura să scadă, așa că urcarea va fi în general mult mai rapidă decât coborârea, ceea ce este de altminteri foarte avantajos, deoarece n-am niciodată interesul să cobor repede, ci dimpotrivă, tocmai printr-o urcare foarte rapidă, să pot evita obstacolele. Pericolele sunt jos, nu sus. De altfel, după cum v-am spus, am o anumită cantitate de balast care îmi îngăduie să mă urc și mai repede dacă e necesar.
Supapa așezată în partea superioară a balonului nu mai are alt rol decât acela al unei supape de siguranță. Balonul își păstrează mereu aceeași încărcătură de hidrogen. Schimbările de temperatură pe care le provoc în masa de gaz închis au numai scopul de a face să urc sau să cobor. Acum, domnilor, ca amănunt practic, mai adaug următoarele. Arderea hidrogenului și a oxigenului în vasul de încălzire produce vapori de apă. Așa că am înzestrat acest vas la partea lui superioară cu un tub de degajare, prevăzut cu o supapă, care se deschide la o presiune de cel puțin 2 atmosfere. Prin urmare, de îndată ce a atins această presiune, aburul iese afară de la sine. Iată acum cifre exacte. 25 de galoane de apă descompuse în elemente componente sau 200 de livre de oxigen și 25 de livre de hidrogen. Aceasta înseamnă la presiune atmosferică 1890 de picioare cub din primul și 3780 de picioare cub din al doilea. În total, așa cum chiar dumneavoastră puteți să observați, este vorba de un volum de 5670 de picioare cub de amestec. Ori, robinetul arzătorului meu, deschis complet, dă drumul la 27 de picioare cub pe oră, producând o flacără de cel puțin 6 ori mai puternică decât o lampă de iluminat din cele mai mari. Pentru a menține la o înălțime potrivită, nu voi arde în medie mai mult de 9 picioare cub pe oră. Cele 25 de galoane de apă ale mele reprezintă deci 630 de ore de navigație aeriană sau ceva mai mult de 27 de zile. Dar deoarece pot coborî cât vreau și îmi pot reînnoi provizia de apă pe drum, călătoria mea poate dura oricât. Asta este taina, domnilor. Este simplă și, ca orice lucru simplu, nu se poate să nu reușească. Dilatarea gazului și contractarea gazului. Din aerostat, iată sistemul meu, care nu are nevoie nici de aripi supărătoare, nici de vreun motor. Un calorifier cu care să realizez schimbările de temperatură și un arzător pentru a-l încălzi nu este nici incomod, nici greu. Prin urmare, cred că am întrunit toate condițiile serioase pentru a izbândi. Cu aceste cuvinte, doctorul Ferguson își încheie lămuririle și fu aplăudat cu căldură de toată lumea. Nu îi se putea face nicio obiecție, totul fusese prevăzut și rezolvat. Totuși, spuse comandantul, încercarea e primejdioasă. Ce însemnătate are asta? Răspunse doctorul. Simplu, din moment ce se poate pune în practică. Un vânt mereu prielnic grăbise mersul vasului rezorut spre locul de destinație. Navigația în canalul Mozambic fu neobișnuit de liniștită, traversarea maritimă prevestea și o bună traversare aeriană. Cu toții așteptau nerăbdători clipa sosirii și voiau să dea o mână de ajutor la ultima revizuire a pregătirilor doctorului Ferguson. În sfârșit, vasul se apropie de localitatea Zanzibar, situată pe insula cu același nume, și în ziua de 15 aprilie, la ora 11 dimineața, aruncă ancora în port. Insula Zanzibar, stăpânită de imamul din Mascat, aliat al Franței și al Angliei, este cu siguranță una din cele mai frumoase colonii. În port vin numeroase corăbii din ținuturile învecinate. De coasta africană o desparte numai un canal, care în partea cea mai lată nu depășește 30 de mile. Pe insulă se face un comerț intens cu cauciuc, fildeș, dar mai ales cu lemn de abanos, deoarece Zanzibarul este un mare târg de sclavi. Traficul se întinde de altminteri pe toată coasta orientală a Africii, până sub latitudinile Nilului. Domnul Lejin a văzut făcându-se aici comerț cu sclavi, chiar de către vase, cu pavilion francez. De îndată ce vasul rezolut aruncă ancora consulului englez al Zanzibarului, veni pe bord să se pună la dispoziția doctorului, ale cărui proiecte le urmărise în ziarele europene timp de o lună de zile. Până acum făcuse parte din tabăra cea mare a neîncrezătorilor. Mă îndoiam, spuse el, întinzându-i mâna lui Samuel Ferguson. Acum însă nu mă mai îndoiesc. Își puse locuința la dispoziția doctorului, a lui Dick Kennedy și, bineînțeles, a bravului Joe. Prin bunăvoința lui, doctorul putu să citească diferite scrisori pe care consulul le primise din partea capitanului Speak. Acesta, împreună cu însățitorii săi, suferise îngrozitor din cauza timpului rău și a foamei, chiar înainte de a ajunge în ținutul Ugogo. Înainteau foarte greu și nu credeau că vor mai putea trimite așa de curând știri. Iată primejdii și lipsuri pe care noi vom ști să le evităm, spuse doctorul.
Bagajele celor trei călători fură transportate în casa consulului. Între timp, se făceau pregătiri pentru debarcarea balonului pe plaja din Zanzibar. În apropierea catargului de semnalizare se afla un turn uriaș, care putea fi un adăpost sigur împotriva vântului de răsărit. Această construcție semăna cu un butoi așezat vertical, pe lângă care butia din Heidelberg ar fi părut un simplu butoiaș. Era o fortificație pe a cărei platformă vecheau beluci înarmați cu sulițe. Dar iată că odată cu debarcarea aerostatului, consulul fu avertizat că populația insulei se va răzvrăti. Nimic nu mai primejduos decât o pasiune fantastică. Știrea sosirii unui străin care avea de gând să se ridice în aer îi îndârji pe băștinași. Negrii, mult mai întărâtați decât arabii, văzură în acest proiect intenții dușmănoase religiei lor. Își închipuiau că se pregătea ceva împotriva soarelui și a lunii. Aștrii venerați de populația africană, astfel că se hotărâră să se opună expediției nelegiuite. Consulul pus în gardă se sfătui cu doctorul Ferguson și cu comandantul Bennett. Acesta nu voia să se lase intimidat de amenințări, dar prietenul său îl potoli. Cu siguranță că vom ieși învingători. Înșiși păzitorii imamului ne vor da la nevoie o mână de ajutor, dar dragul meu comandant, un accident poate avea loc pe neașteptate, un atac prin surprindere ar putea pricinui balonului un rău de nereparat și călătoria ar fi compromisă cu siguranță, așa că trebuie să urcăm și să lucrăm cu mare băgare de seamă. Dar ce e de făcut? Dacă debarcăm pe coasta Africii, vom întâmpina aceleași greutăți. Ce e de făcut? E foarte simplu, interveni consulul. Priviți insulele acelea de dincolo de port. Debarcați aerostatul pe una din ele. Înconjurați-vă cu o gardă de marinari și nu veți mai avea niciun risc. Perfect, încuvință doctorul. Așa vom fi la largul nostru, pentru a ne desăvârși pregătirile. Comandantul fu de acord cu acest sfat. Rezoluția apropie de insula Cumbeni. În cursul dimineții de 16 aprilie, balonul fu pus în siguranță în mijlocul unei poieni înconjurate de pădure deasă. Au înfipt în pământ doi stâlpi, înalți de câte 80 de picioare, la o distanță potrivită unul față de celălalt. Un sistem de macarale fixate în partea de sus a stâlpilor îngăduia ca aerostatul dezumflat să fie înălțat cu ajutorul unui cablu transversal. Balonul interior, fiind prins de vârful celui exterior, putea fi ridicat odată cu el. Țevile pentru introducerea hidrogenului au fost fixate la orificiile de umflare, aflate la baza fiecărui balon. În ziua de 17 fu pusă în stare de funcționare instalația de produs gaze. Aceasta era formată din 30 de butoaie în care, prin amestecul fierului vechi și al acidului sulfuric, cu o mare cantitate de apă, lua naștere hidrogenul. Gazul obținut astfel se aduna într-un rezervor central încăpător, după ce în trecere era curățat, iar de acolo se ducea în cele două aerostate prin țevile respective. În felul acesta, în amândouă baloanele, intra o cantitate de gaz perfect determinată. Pentru această operație, urma să se întrebuințeze 1870 de galoane de acid sulfuric, 16.050 de livre de fier și 966 de galoane de apă. Operația a început noaptea următoare, spre ora 3 dimineața, și dură aproape 8 ore. A doua zi, aerostatul, acoperit de plasa sa, se legăna grațuos deasupra nacelei, de marginile căreia atârnau o mulțime de saci plini cu pământ, cu scopul de a o ține pe sol. Aparatul de dilatare fu urcat cu mare grijă la locul lui și țevile care ieșeau din aerostat fură adaptate vasului cilindric. Ancorile, frânghiile, instrumentele, pledurile de călătorie, cortul, alimentele, armele urmau să ia și ele loc în nacelă, care le era destinat. Provizia de apă se aduse de la Zanzibar. Cele 200 de livre de încărcătură fură repartizate în 50 de saci, așezați pe fundul nacelei, dar la îndemâna călătorilor. Pregătirile se terminară la ora 5 seara. În jurul insulei vegheau neîncetat santinele, iar bărcile vasului Rezolut brăzdau canalul. Negrii continuau să-și arate mânia prin strigăte, strâmbături și sărituri. Vrăjitorii se agitau printre grupurile înfuriate, ațățându-le câțiva fanatici încercarea să ajungă la insulă în not, dar fură îndepărtați cu ușurință. Atunci începură cu farmece și descântece. Făcătorii de ploaie, care pretindeau că puteau comanda norii, chemară în ajutor uraganele și torentele de grindină. Pentru aceasta, după ce culeseră frunze din toate soiurile de copaci, le puseră să fiarbă pe un foc potrivit, apoi sacrificară un berbec, înfingându-i în inimă un ac lung.
dar în ciuda ceremoniilor lor, celul rămânea senin, astfel că se aleseseră numai cu un berbec mort și cu strâmbăturile lor zadarnice. Ca urmare se dedară unor orgii furioase, îmbătându-se cu tempo o băutură foarte tare, preparată din suc de cocos și cu o bere peste măsură de amenințătoare, numită togva. Cântecele lor, nu prea melodioase, dar ritmice, continuară până noaptea târziu. Un ultim ospăț îi reuni pe călători spre ora 6 seara, la masa comandantului și a ofițerilor Kennedy, pe care nimeni nu mai întreba nimic, murmura cuvinte de neînțeles, fără să-l piardă din ochi pe doctorul Ferguson. Ospățul fu însă trist, apropierea clipei supremele inspiră tuturor gânduri grele. Ce le rezerva soarta îndrăzneților cărători? Se vor mai găsi ei vreodată în mijlocul prietenilor? Vor mai reveni oare la căminul lor? Dacă vor rămâne fără mijloace de transport, ce se va întâmpla cu ei printre populațiile sălbatice, în ținuturile neexplorate sau în mijlocul imenselor pustietăți? Aceste gânduri, ținute departe până atunci, începură să le frământe imaginația, ațățând-o peste măsură. Doctorul Ferguson, mereu calm, mereu nepăsător, vorbea ba de una, ba de alta, dar degeaba încerca să risipească tristețea molipsitoare a comesenilor, căci nu îi izbutea. Deoarece se temeau de oarecare demonstrații potrivnice, doctorul și însoțitorii săi se culcară la bordul vasului rezolut. La ora 6 dimineața părăsiră cabinele și se îndreptară spre insula Kumbeni. Batonul se legăna ușor în adierea vântului de răsărit. Sacii cu pământ fură înlocuiți cu 20 de marinari care apucară zdravând de frânghii. Comandantul Bennett și ofițerii săi erau prezenți la această plecare solemnă. În clipa aceea, Kennedy se îndreptă cu pași siguri spre doctor. Îi luă mâna și spuse: "Așadar, Samuel, e sigur că pleci?" "Foarte sigur, dragul meu Dick. Recunoști că am făcut tot ce am putut ca să te împiedic la călătorie?" "Totul." "Atunci conștiința mi-e împăcată din acest punct de vedere și te însoțesc." "Eram sigur," răspunse doctorul, a cărui față trăda o vie emoție. Clipa despărțirii sosi. Comandantul și ofițerii săi îmbrățișară din toată inima pe curajoșii lor prieteni, inclusiv pe vrednicul Joe, care era mândru și bucuros. Fiecare din cei de față voia să dea mâna cu doctorul Ferguson. La ora 9, cei trei tovarăși de drum se suiră în acelă. Doctorul aprinse arzătorul și potrivi flacăra în așa fel, ca să producă o căldură rapidă. Balonul, care își păstră pe pământ un echilibru desăvârșit, după câteva minute se ridică. Marinarii începură să fileze frânghiile care țineau balonul și acesta se înălță cam la 20 de picioare deasupra pământului. Doctorul stătea în picioare între cei doi tovarăși ai săi. "Prieteni," strigă el, descoperindu-se, "să dăm navei noastre aeriene un nume care să-i aducă noroc. Să o botezăm Victoria." Un ura puternic răsună în mijlocul ghinsulei. În clipa aceea, forța de ascensiune a aerostatului crescu uimitor de mult. Ferguson, Kennedy și Joe adresară un ultim adiu prietenilor lor. "Dați drumul," strigă doctorul. Și Victoria se ridică repede în aer, în timp ce tunurile grele de marina ale vasului rezolut bubuiau în cinstea ei. Aerul era limpede și vântul sufla potrivit. Victoria urcă aproape perpendicular până la înălțimea de 1500 de picioare, indicată de coloana barometrică printr-o presiune de aproximativ 50 de milimetri. La această înălțime, un curent mai puternic împinse balonul spre sud-vest. Un spectacol măreț se desfășura înaintea ochilor celor trei călători. Insula Zanzibar se vedea în întregime și, datorită culorii ei mai închise, se distingea ca pe o vastă planisferă. Câmpurile luau înfățișarea unor mostre de țesături în diferite culori. Pădurile și crângurile apăreau ca niște pete verzi. Locuitorii insulei parcă erau pitici. Încetul cu încetul, uralele și strigătele se stinseră în aer. Numai bubuiturile tunurilor făceau să vibreze partea inferioară a aerostatului. "Ce frumos e!" strigă Joe, rupând primul liniștea ce domnea în acelă. Nu i se răspunse. Doctorul era ocupat cu observarea variațiilor barometrice și luarea de note referitoare la diferite amănunte ale ascensiunii. Kennedy nu se mai sătura privind vasta panoramă. Razele fierbințele soarelui ajutau funcționarea încălzitorului, astfel că presiunea gazului crescu mai mult și Victoria atinse repede înălțimea de 2500 de picioare. Rezolut părea o simplă barcă, iar coasta de vest a Africii apărea ca un întins chenar de spumă. "Nu spuneți nimic?" întrebă Joe.
Privim, răspunse doctorul, îndreptându-și luneta spre continent. Cât despre mine, eu simt nevoia să vorbesc. N-ai decât, Joe, vorbește cât îți place. Joe scoase un șir apreciabil de sunete onomatopeice, exclamațiile sale nu mai conteneau. În timpul traversării canalului, doctorul socoti nimerit să rămână la aceeași înălțime. Putea observa cu asta pe o întindere mult mai mare. Între timp își aruca regulat privirea pe un termometru și barometrul atârnat în interiorul cortului întredeschis. Un al doilea barometru, așezat în afară, trebuia să-i servească noaptea în orele de veche. După 2 ore, Victoria, împinsă de un vânt cu o viteză de peste 8 mile, se apropie de coastă. Doctorul se hotărâ să micșoreze înălțimea, reduse flacăra arzătorului și îndată balonul coborâ la 300 de picioare. Se găseau deasupra acelei părți de pe coasta orientală a Africii, care poartă numele de Mrima. Șiruri de manglieni îi apărau ținuturile. Refluxul lăsă să li se zărească rădăcinile groase, roase de apele Oceanului Indian. Dunele care formau o linie de-a lungul țărmului se întindeau până la orizont. Spre nord-vest se ridica piscul muntelui Nguru. Victoria trecu prin apropierea unei așezări omenești pe care doctorul o recunoscu după hartă ca fiind satul Kaole. Întreaga populație adunată la oaltă scotea urale de furie și de teamă, dar zadarnic aruncară săgeți spre monstrul aerian care se legăna maestuos în aer. Acesta rămase neatins. Vântul bătea acum spre sud, dar pe doctor nu-l mai neliniști deloc direcția aceasta. Ea îi îngăduia dimpotrivă să urmeze calea arătată de capitanul Burton și Speke. În sfârșit, Kennedy deveni tot atât de vorbăreț ca și Joe. Schimbau între ei fraze admirative. Diligentele sunt un fleac, spuse unul. Vapoarele nu fac 2 parale, adăugă celălalt. Căile ferate nu-s bune de nimic, ripostă Kennedy. Cu trenul traversez țările fără să le vezi. Cu balonul se schimbă socoteala, reluă Joe. Nici nu simțim că mergem și natura se ostenește singură să se desfășoare înaintea ochilor noștri. Ce spectacol! Ce minune! Ce extaz! Un vis într-un hamac! Ce-ar fi dacă am dejuna? Întrebă Joe, căruia aerul îi făcuse poftă de mâncare. Asta e o idee, băiete! Oh, pregătirea dejunului nu va lua mult timp. Biscuiți și carne conservată. Și cafea la discreție, adăugă doctorul. Îți dau voie să iei puțină căldură de la arzătorul meu. Are mai multă decât îi trebuie și în felul acesta nu ne vom teme nici de incendiu. Ar fi îngrozitor, răspunse Kennedy. Parcă am avea deasupra noastră o cutie cu praf de pușcă. Nu-i chiar așa, răspunse Ferguson. Dacă hidrogenul totuși s-ar aprinde, s-ar consuma încetul cu încetul și am coborât pe pământ. Ceea ce e drept că nu ne-ar conveni, dar nu te teme. Aerostatul nostru este închis ermetic. Atunci să mâncăm, spuse Kennedy. Poftiți, domnule, glăsui Joe, iar eu, ospătându-mă odată cu dumneavoastră, voi face în același timp o cafea, despre care îmi veți spune apoi cum v-a plăcut. Este adevărat, confirmă doctorul, că printre alte mii de virtuții, Joe are un talent deosebit în pregătirea acestei delicioase băuturi. O face dintr-un amestec al cărui secret n-a vrut să mi-l dezvăluie niciodată. Ei bine, domnule, deoarece suntem în plin aer, pot să vă încredințez rețeta mea. Este pur și simplu un amestec din părți egale de moca, bourbon și rionunez. Peste câteva clipe, servi băutura în 3 cești aburinde și astfel încheiară un dejun substanțial, întregit de buna lor dispoziție. Regiunea se deosebea printr-o mare fertilitate. Sub bolta de verdeață se vedeau cărări înguste și întortocheate. Balonul trecea pe deasupra unor lanuri de porumb și orz în plină dezvoltare. Aici și acolo se vedeau câmpii imense de orez, plantele distingându-se limpede cu tulpinile lor drepte și cu florile de culoarea purpurei. În alte locuri se zăreau capre și oi, închise în niște cuști mari ridicate pe pari, desigur ca să fie aparate de leoparzi. Țipetele și manifestările de uimire la vederea Victoriei se repetară în mai multe sate și doctorul Ferguson se menținea cu prudență la o înălțime potrivită, ca să nu fie nimerit de săgeți. La amiază, privind harta, doctorul socoti că se găseau deasupra țării Uzaramo. Ținutul era plin de cocotieri, bumbac și de un soi de arbori care dau fructe asemănătoare pepenelui. Pe deasupra lor, Victoria părea că zburdă jucăușă. Deoarece era vorba de Africa lui Joe, toată această vegetație îi se părea foarte firească. Kennedy zărea iepuri și prepelițe care păreau că nu așteaptă decât un glonț.
Dar ținând seama de neputința de a aduna vânatul, vânătoarea nu ar fi însemnat decât risipă de praf de pușcă. Mergând cu o viteză de 12 mile pe oră, aeronauții ajunseră curând deasupra satului Tunda, la 38 grade 0 minute longitudine. În locul acesta, spuse doctorul, Burton și Speke au fost strașnic scuturați de friguri, încât la un moment dat au crezut că expediția le era primejduită. Dar asta nu a fost tot, căci îndată ce s-au îndepărtat puțin de coastă, oboseala și lipsurile au început să se facă foarte simțite. Într-adevăr, în acest ținut, malaria bântuie necontenit. Doctorul fu chiar nevoit să se urce mai sus ca să scape de miasmele pământului umed, ale cărui emanații erau răscolite de un soare arzător. Pe alocuri se zăreau o caravană odihnindu-se într-un kraal, așteptând răcoarea serii ca să poată porni din nou la drum. Erau locuri întinse, înconjurate de garduri de mărăcini și de desișuri, în care traficanții se apărau nu numai de fiare, ci și de triburile prădalnice ale ținutului. La vederea victoriei, indigenii fugeau risipindu-se. Kennedy ar fi dorit să-i privească mai de aproape, dar Samuel se împotrivi categoric. Șefii sunt înarmați cu flinte, spuse el, și balonul nostru ar fi o țintă prea ușoară pentru un glonț. Oare o gaură de glonț ne-ar pricinui prăbușirea? Întrebă Joe. Nu imediat, dar curând această gaură s-ar transforma într-o ruptură mare, prin care s-ar scurge tot hidrogenul. În cazul acesta, trebuie să ne ținem la o distanță respectabilă. Oare ce gândesc ei văzându-ne plutind astfel în aer? Sunt sigur că au poftă să ne adore. N-au decât să ne adore, dar de la distanță, remarcă doctorul. Uite, ținutul își schimbă înfățișarea, satele sunt mai rare, manglienii nu se mai văd, la această latitudine vegetația dispare. Solul devine accidentat și indică apropierea munților. Într-adevăr, spuse Kennedy, mi se pare că văd în partea aceea câteva înălțimi. Spre vest e lanțul munților Urizara. Cred că acela e muntele Dutumi, în spatele căruia nădăjduiesc să ne adăpostim, ca să petrecem noaptea. Voi mări flacăra arzătorului. Suntem obligați să ne menținem la o înălțime de 5 până la 600 de picioare. Strașnică idee ați avut, domnule, spuse Joe. Operația nu este nici grea și nici obositoare. Întoarce un robinet și gata. Iată-ne mai în largul nostru, spuse vânătorul după ce balonul se mai ridicase. Strălucirea soarelui în nisipul roșcat devenea de nesuportat. Ce arbor minunat, strigă Joe. Nu e nevoie nici de o duzină ca să faci o pădure. Sunt baobabi, răspunse doctorul Ferguson. Ia uitați-vă, se vede unul al cărui trunchi are o circumferință de vreo 100 de picioare. Poate că tocmai aici, sub acest copac, a pierit Maizan în 1845, căci ne aflăm deasupra satului Deje la Mhora, unde s-a aventurat fără însoțitori. A fost prins de căpetenia acestui ținut, legat de baobab și negrul acela sălbatic, i-a tăiat încetul cu încetul. Bietul Maizan n-avea decât 25 de ani. Și Franța n-a răzbunat o asemenea crimă? Întrebă Kennedy. Franța a reclamat. Saidul din Zanzibar a făcut tot ce i-a stat în putință ca să pună mâna pe ucigaș, dar n-a izbutit. Atunci să nu ne oprim, spuse Joe. Dacă suntem de aceeași părere, să urcăm repede, domnule. Cu mare plăcere, Joe, cu atât mai mult cu cât înaintea noastră se ridică muntele Datumi. Dacă socotelile mele sunt exacte, îl vom depăși înainte de ora 7 seara. Nu vom călători noaptea? Întrebă vânătorul. Nu, pe cât ne va fi cu putință, deși luând unele precauții și păstrând atenția mărită, nu ar fi primejdios, dar nu-i de ajuns să traverseze Africa. Trebuie să o și vezi. Până acum, n-avem de ce să ne plângem, domnule, în locul unui pustiu găsim ținutul cel mai fertil și cel mai cultivat din lume. Să mai dai crezare geografilor. Să așteptăm, Joe. Să așteptăm. Vom vedea mai târziu. Pe la 6:30 seara, Victoria se găsea în fața muntelui Dutumi. Ca să-l treacă, trebuie să se înalțe la mai mult de 3.000 de picioare, iar pentru aceasta doctorul nu a avut decât să ridice temperatura cu 18 grade. Se putea spune într-adevăr că își manevra balonul cu mâna. Kennedy îi indica obstacolele ce trebuiau trecute și Victoria zbura prin aer pe deasupra piscurilor. La orele 8, balonul coborâ pe coasta opusă, mai puțin prăpăstioasă decât cealaltă. Fură aruncate ancorele și una din ele, întâlnind ramurile unui copac enorm, se prinse cu putere de ele. Joe coborâ pe frânghie și o înțepeni cu cea mai mare grijă. I se întinse apoi scara de mătase și el reveni sus. Aerostatul rămase aproape nemișcat la adăpost de vânturile de răsărit. Călătorii își pregătiră cina și, înfometați de plimbarea aeriană, făcură un mare gol în proviziile lor.
Cât am parcurs azi?" întrebă Kennedy, înghițind niște bucăți îngrijorător de mari. Doctorul determină latitudinea și longitudinea locului cu ajutorul lunii și consultă admirabila hartă care îi servea de călăuză. Facea parte din atlasul Die Neuesten Entdeckungen în Africa, publicat de Gotha, de prietenul său, savantul Petermann, care îl trimisese. Atlasul urma să-i servească doctorului în tot timpul călătoriei, deoarece cuprindea itinerarul lui Burton și Speke spre Marile Lacuri, Sudanul, după doctorul Barth, Senegalul, de jos, după Guillaume-Lejeune și delta Nigerului, după doctorul Baikie. Ferguson mai luase și o lucrare care întronea toate cunoștințele cu privire la Nil, intitulată Izvoarele Nilului, cu o privire generală asupra bazinului acestui fluviu și a cursului său principal, în istoria descoperirilor privitoare la Nil, de Charles Beckey. Mai avea cu el și admirabilele hărți publicate în buletinele Societății Geografice din Londra, astfel niciun punct din ținuturile descoperite nu putea să-i scape. Fixându-și poziția pe hartă, văzu că se găsea la 2 grade latitudine și la 120 de mile spre vest. Kennedy i-a atras atenția că mergeau spre sud, dar direcția aceasta îi convenea doctorului, care voia, pe cât îi era cu putință, să recunoască urmele lăsate de înaintașii săi. Gardă de noapte și o împărțire în 3 schimburi, așa că fiecare să vegheze pe rând asupra celorlalți doi. Doctorul era în schimbul întâi, de la ora 9, Kennedy de la miezul nopții și Joe de la ora 3 dimineața. Înveliți în pleaduri, aceștia doi din urmă se întinseră sub cort și dormiră liniștiți în timp ce doctorul Ferguson veghea asupra lor. Noaptea fu liniștită. Totuși, sâmbătă dimineața, când se trezi, Kennedy se plânse de oboseală și friguri. Timpul se schimbase. Cerul, acoperit cu nori groși, părea că se pregătește de un nou potop. Ce ținut trist acest Zungomero, unde tot timpul anului ploua afară doar de vreo 15 zile în luna ianuarie. Curând o ploaie violentă se abătu asupra călătorilor. Sub ei, drumurile năpădite de Nulahi, un fel de torente de scurtă durată, deveniseră impracticabile. Dar chiar și fără asta era greu de străbătut din cauza tufișurilor spinoase și alianelor uriașe. Se simțeau emanațiile puternice de hidrogen sulfurat, despre care vorbea capitanul Burton. După spusele lui, grăi doctorul, și trebuie să mărturisesc că are dreptate, îți vine să crezi că în spatele fiecărui tufiș e ascuns un cadavru. Urâtă țară, adăugă Joe, și pe deasupra se pare că domnul Kennedy nu se simte prea bine după noaptea petrecută aici. Într-adevăr, am febră destul de mare, glăsui vânătorul. Nu e de mirare, dragul meu, Dick, ne găsim într-una din cele mai nesănătoase regiuni ale Africii, dar nu vom rămâne aici mult timp, la drum. Datorită îndemânaticei manevre a lui Joe, ancora fu desprinsă și cu ajutorul scării, el se întoarse înapoi în acelă. Doctorul dilată mult gazul și Victoria își reluă zborul, purtată de un vânt destul de puternic. Jos abia se mai zăreau câteva colibe prin ceața rău mirositoare. Regiunea își schimbă înfățișarea. În Africa se întâmplă adesea ca alături de ținuturi cu desăvârșire sănătoase să se găsească mici regiuni neprielnice vieții. Kennedy era rușinat că trupul său robust fusese doborât de febră. Totuși, nu e cazul să mă îmbolnăvesc, spuse, învelindu-se cu pledul și culcându-se sub cort. Ai puțină răbdare, scumpul meu Dick, răspunse doctorul Ferguson. Te voi vindeca repede. Mă vei vindeca, pe legea mea, Samuel. Dacă ai în farmacia ta vreun leac care să mă pună pe picioare, dă-mi-l să-l iau imediat. Îl voi înghiți cu ochii închiși. Am ceva mai bun decât asta, prietene, Dick, și bineînțeles că ți-l voi da. E un leac care te va scăpa de friguri, fără să coste nimic. Și care e leacul? Foarte simplu. Mă voi urca deasupra norilor care ne înneacă ieșind din această atmosferă otrăvitoare. Mai rabdă numai 10 minute până se dilată hidrogenul. Nu trecuseră cele 10 minute și călătorii noștri urcând depășiseră zona umedă. Așteaptă puțin, Dick, și vei simți influența aerului curat și a soarelui. Strașnic leac, spuse Joe. Leacul cel mai firesc. O, de asta nici nu mă îndoiesc. Îl trimit pe Dick la aer, așa cum se face de obicei în Europa. Dacă aș fi în Martinica, l-aș trimite pe Pitons, ca să fie departe de frigurile galbene. Ei, dar baronul ăsta e un paradis, spuse Kennedy, care se și simți mai bine. În orice caz, ne duce într-acolo, răspunse Joe cu seriozitate. Norii, îngrămădiți în clipa aceea sub nacelă, aveau o înfățișare ciudată.
Se rostogoleau unii peste alții și se amestecau într-o strălucire minunată, reflectând razele soarelui. Victoria ajunse la o înălțime de 4.000 de picioare. Termometrul arăta o oarecare scădere de temperatură. Pământul nu se mai vedea la vreo 50 de mile spre vest, muntele Rubeho își înălța piscul scânteietor. El forma hotarul țării Ugogo, la 36 grade 20 de minute longitudine. Vântul sufla cu o viteză de 20 de mile pe oră, iar călătorii nu îl simțeau. Nu simțeau nicio zdruncinătură, n-aveau nici măcar senzația plutirii. Peste 3 ore, în prezicerea doctorului se împlini, Kennedy nu mai simțea niciun fel de febră și dejuna cu multă poftă. Leacul ăsta e mai bun decât sulfatul de chinină, spuse el cu satisfacție. Hotărât, adăugă Joe, aici am să mă retrag la bătrânețe. Pe la ora 10 dimineața, atmosfera se limpezi și în nori se făcu o mare spărtură. Pământul apăru iar. Victoria coborâ pe nesimțite. Doctorul căută un curent care să-l ducă mai spre nord-est și îl întâlni la 600 de picioare deasupra solului. Terenul devenea accidentat, chiar muntos. Ținutul Zungomero, cu ultimii cocotieri care creșteau la această latitudine, se pierdu spre răsărit. În curând se ivi piscurile unui munte, dominând înălțimile înconjurătoare. Alte câteva vârfuri se ridicau aici-colo. Trebuia multă grijă ca să nu te lovești de conurile acestea ascuțite, care se iveau pe neașteptate, parcă țâșnind din pământ. Sunt stânci în jurul nostru, strigă Kennedy alarmat. Fii liniștit, Dick, nu le vom atinge. Original sistem de călătorie în orice caz, replică Joe. Într-adevăr, doctorul își conducea balonul cu o îndemânare uimitoare. Dacă am fi pornit pe jos, spuse el, ar fi trebuit să străbatem terenul acesta noroios, târându-ne printr-o mocirlă nesănătoasă. Din Zanzibar până aici, jumătate din vitele noastre de povară ar fi murit de oboseală. Am fi arătat ca niște fantome și am fi fost cuprinși de disperare. Am fi dus o luptă neîncetată cu călăuzele noastre și cu hamalii. Ziua am fi avut o căldură umedă de nesuportat copleșitoare. Noaptea un frig adesea de neîndurat. Pe lângă faptul că am fi fost expuși la înțepăturile unor muște care pătrund prin pânza cea mai groasă și care te nebunesc, ca să nu mai vorbim de fiare și de populațiile sălbatice. Părerea mea e să nu încercăm așa ceva, replică Joe. Nu exagerez nimic, reluă doctorul Ferguson, căci dacă asculți povestirile călătorilor care au avut îndrăzneala să se aventureze în aceste ținuturi, te podidesc lacrimile. Pe la 11, depășiseră bazinul Imenge. Triburile împrăștiate pe aceste coline amenințau zadarnic Victoria cu armele lor. Ajunseră în sfârșit deasupra ultimelor zone accidentate care precedau Rubeho. Ele formează al treilea și cel mai înalt lanț al munților Usagara. Călătorii își dădeau perfect seama de conformația orografică a țării. Aceste 3 ramificații, dintre care Dutume formează prima treaptă, sunt despărțite de câmpii întinse, longitudinale. Coama munților se compune din conuri rotunjite, spațiul dintre ele fiind presărat cu stânci neregulate și cu tot felul de roci. Povârnișul cel mai abrupt al munților se găsește în fața coastei Zanzibarului. În schimb, pantele occidentale nu sunt decât niște platouri înclinate. Depresiunile de teren sunt acoperite cu un pământ negru și roditor, cu o vegetație abundentă. Diferite cursuri de apă se îndreaptă spre așezări și se varsă în Kingani, în mijlocul unor pâlcuri uriașe de sicomori, tamarini, arbori de care cresc țigve și palmieri. Atenție, spuse doctorul Ferguson, ne apropiem de Rubeho, al cărui nume înseamnă în limba localnicilor țara vânturilor. Am face bine ca linia de intersecție a acestor munți să o trecem la o anumită înălțime. Dacă harta mea este exactă, va trebui să ne ridicăm la mai mult de 5.000 de picioare. Vom avea de multe ori prilejul să atingem aceste mari înălțimi. Rare ori munții Africii par să aibă o înălțime destul de mică în comparație cu piscurile Europei și ale Asiei. În orice caz, Victoria va trece peste ei fără să se poticnească. În scurt timp, hidrogenul se dilată sub acțiunea căldurii și balonul începu să urce simțitor. De altfel, dilatarea hidrogenului nu prezenta nimic periculos și până acum, enorma capacitatea aerostatului nu fusese folosită decât pe 3/4. Barometrul arăta o înălțime de 6.000 de picioare. Vom merge oare mult timp astfel? Întrebă Joe. Atmosfera din jurul pământului are o înălțime de 6.000 de stânjeni, răspunse doctorul. Cu un balon te-ai putea ridica foarte sus, ceea ce au făcut domnii Brioșii și Gay Lussac.
Din cauza presiunii atmosferice scăzute, i-a podidit sângele pe gură și pe urechi. Le lipsea și aerul necesar respirației. Acum câțiva ani, doi francezi îndrăznesc, domnii Baral și Bixio, se aventurară și ei în regiunile înalte, dar balonul a plesnit. Și au căzut? Întrebă repede Kennedy. Fără îndoială, dar așa cum se cuvine să cadă niște savanți, adică fără a fi pățit ceva. Ei bine, domnilor, spuse Joe, sunteți liberi să încercați dumneavoastră căderea, cât despre mine, care nu sunt decât un ignorant, prefer să rămân într-o regiune potrivită. Nici prea sus, nici prea jos. Nu trebuie să fim prea ambițioși. La 6.000 de picioare, densitatea aerului se micșorează simțitor. Sunetul se transmitea cu greutate și voce se auzea mai slab. Nu mai puteai vedea deslușit detaliile peisajului. Privirea nu mai percepea decât întinderi destul de neprecise. Oamenii, animalele, deveniseră cu totul invizibile. Șoselele erau niște fire de ață în zigzag, lacurile niște iazuri. Doctorul și tovarășii săi se simțeau într-o stare anormală. Un curent de o extremă repeziciune îi ducea pe deasupra unor munți sterpi, pe ale căror vârfuri se vedeau spre marea uimire a călătorilor imense întinderi de zăpadă. Înfățișarea acestor munți răscoliți dovedea frământarea apelor din primele zile ale lumii. Soarele strălucea la zenit și razele sale cădeau vertical pe crestele pustii. Doctorul întocmi un plan exact al acestor munți, care sunt formați din patru culmi bine definite, aproape în linie dreaptă și dintre care cea mai dinspre nord este cea mai întinsă. În curând, Victoria coborâ pe cealaltă parte a muntelui, Rubeho, de-a lungul unei coaste împădurite și presărate cu pomi de un verde foarte închis. Apoi văzură creste și râpe, răspândite într-un soi de pustiu care preceda ținutul Ugogo. Mai departe se întindeau câmpii, galbene, dogoritoare, presărate și aici și colo de plante caracteristice zonelor sărăturoase și de tufișuri spinoase. Câteva desișuri care se transformau mai încolo în păduri, înfrumusețeau orizontul. Doctorul se apropie de sol, ancorele fură aruncate și una din ele se agăță de ramurile unui sicomor uriaș. Coborând repede, John țepeni ancora cu băgare de seamă. Doctorul lăsă arzătorul aprins ca să păstreze o oarecare forță de ascensiune, care să mențină aerostatul în aer. Vântul se liniștise deodată. Acum, spuse Ferguson, ia două puști, prietene Dick, una pentru tine și alta pentru Joe, și încercați să aduceți câteva ciozvârte de antilopă pentru masa de seară. La vânătoare, strigă Kennedy. Trecu peste marginea nacelei și coborâ. Joe sări din creangă în creangă și îl așteptă jos întinzându-i brațele. Balonul fu ușurat de greutatea celor doi tovarăși, așa încât doctorul putu să stingă de tot arzătorul. Să nu zburați de aici, domnule, strigă Joe. Fii liniștit, băiete, sunt bine ancorat. Îmi voi pune în ordine notele luate pe drum. Vânătoare bună și fiți prudenți. De altfel, de la postul meu voi observa ținutul și la cel mai mic lucru suspect voi trage un foc de carabină. Acesta va fi semnalul de adunare. Am înțeles, răspunse vânătorul. Ținutul sterp uscat cu un pământ argilos, crăpat de căldură, părea pustiu. Aici și colo se zăreau câteva urme de caravane, de oseminte omenești înălbite, pe jumătate măcinate și îngropate în praful lor. După o oră și jumătate de mers, Dick și Joe pătrunseră într-o pădure de arbori care dau gumă. Înaintau cu ochii la pândă și cu degetul pe trăgaciul armei. Nu știau la ce se pot aștepta. Fără să fie un mare pușcaș, Joe mânuia cu îndemânare o armă de foc. Ce bine e să mergi pe jos, domnule Dick. Și totuși locul ăsta nu-i prea prielnic, spuse el, lovind bucățele de cuarț cu care era presărat terenul. Kennedy i-a făcut semn să tacă și să se oprească. Trebuia să știi cum să înlocuiești lipsa câinilor și, oricât de sprinte n-ar fi fost Joe, nu putea înlocui totuși nasul unui ogar. În albia unui torent, unde mai rămăseseră câteva bâltoace, se adăpta o turmă de vreo 10 antilope. Grațioasele animale, presimțind un pericol, păreau neliniștite. După fiecare înghițitură își ridicau cu vioiciune capul gingaș, adulmecând aerul cu nările lor delicate în direcția vânătorilor. În timp ce Joe stătea nemișcat, Kennedy ocoli câteva desișuri, puse pușca la ochi și trase. Turma dispăru într-o clipă. Numai o antilopă lovită în umăr se prăbuși. Kennedy se arunca asupra prăzii. Era un Blavy Buck, un animal minunat de un albastru palid ce dădea în cenușiu, cu pântecele și partea dinăuntru a picioarelor albe ca zăpada. Bun vânat,
strigă vânătorul. E o specie foarte rară de antilopă și sper să-i pot tăbăci pielea în așa fel ca să se păstreze bine. Ce vă trece prin gând, domnule Dick? Chiar așa, privește ce păr splendid are. Dar doctorul Ferguson nu va îngădui niciodată o asemenea supraîncărcătură. Ai dreptate, Joe. Este totuși regretabil să părăsești un animal atât de frumos. Nu o să-l părăsim cu totul, domnule Dick. Vom scoate din el toate foloasele nutritive pe care le poate da și, dacă mi-îngăduiți, mă voi achita de treaba asta tot așa de bine ca și președintele onorabilei corporației a măcelarilor Londrei. Cum dorești, prietene. Știi totuși că, în calitate de vânător, mă pricep și eu tot atât de bine să jupoi un vânat pe cât mă pricep să-l ucid. Sunt sigur de asta, domnule Dick, așa că nu vă sfiiți să faceți o vatră din trei pietre așezate una peste alta. Lemne uscate avem destule și în câteva minute voi ști să întrebuințez cărbunii dumneavoastră. Numai decât, glăsui Kennedy. Improvizară vatra și peste câteva secunde focul pâlpâia. Joe scoase dintr-o pulă antilopei vreo 12 costițe și mușchii cei mai frageți, care se transformară curând în fripturi la grătar, foarte gustoase. Au să-i facă plăcere prietenului Samuel, spuse vânătorul. Știți la ce mă gândesc, domnule Dick? Desigur că la friptura ta. Câtuși de puțin, mă gândesc la mutra pe care am face-o dacă n-am mai găsit aerostatul. Ce idee, crezi că doctorul ne va părăsi? Nu, dar dacă i s-a desprins ancora? Cu neputință. De altfel, lui Samuel i-ar fi ușor să coboare din nou balonul. Îl manevrează cu multă siguranță. Dar dacă îl ia vântul și nu se mai poate întoarce aici la noi? Haide, Joe, destul cu presupunerile tale. Nu sunt deloc plăcute. Ah, domnule Dick, tot ce se întâmplă pe lumea asta este firesc și se poate întâmpla orice, așa că trebuie să prevedem totul. În clipa aceea răsună un foc de pușcă. Hei, făcu Joe, e carabina mea, îl cunosc detunătura. E semnalul. Ne amenință ceva, poate pe el, replică Joe. Vânătorii strânseră în grabă friptura și porniră înapoi, călăuzindu-se după urmele pe care le lăsase Kennedy. Desimea frunzișului îi împiedica să zărească aerostatul, de care însă nu putea fi departe. În clipa aceea răsună încă un foc de pușcă. Trebuie să ne grăbim, spuse Joe. Hei, altă detunătură! Îmi face impresia unui atac, hai mai repede! Și porniră alergând din răsputeri, când ajunseră la marginea pădurii, în prima clipă văzură Victoria la locul ei, cam la 2 mile de acolo și pe doctor în acelă. Dar ce s-a întâmplat? Întrebă Kennedy. Dumnezeule mare, strigă Joe, a cărui ageră vedere ne este cunoscută. Uite acolo o ceată de negri împresoară balonul. Într-adevăr, vreo 30 de inși se îmbulzeau gesticulând, urlând, sărind împrejurul sicomorului. Câțiva cățărați în copac ajunseră până la ramurile cele mai înalte. Pericolul părea de neînlăturat. Stăpânul meu e pierdut, strigă Joe. Haide, Joe, păstrează-ți sângele rece și ochește bine. Viața a patru din năvălitori e în mâinile noastre, înainte. Străbătuseră o milă în fugă, când din acela se auzi un nou foc de pușcă. Glonțul nimeri o făptură care se cățărase pe funia ancorei. Un corp fără viață căzu din creangă în creangă și rămase atârnat la vreo 20 de picioare deasupra solului, cu brațele și picioarele bălăbănindu-se în aer. Ia te uită, făcu Joe, oprindu-se. Cu ce se mai ține dihania asta de copac? Ce ne privește, răspunse Kennedy. Hai să fugim mai repede. Domnule Kennedy, strigă Joe, izbucnind în râs. Eu maimuță, nu sunt decât maimuțe. Mai bine maimuțe decât oameni, spuse Kennedy, repezindu-se în mijlocul cetei care urla. Era într-adevăr o colonie de cinocefali, destul de periculoși, sălbatici și violenți, îngrozitori la vedere cu botul lor de câine, totuși după câteva focuri de armă, hoarda o luă la fugă, schimonosindu-se și lăsând în urmă câteva victime. Într-o clipă, Kennedy se agăță de scară. Joe se cățără pe sicomor și desfăcu ancora. Acela coborâ până la el, îngăduindu-i să se urce în ea fără greutate. După câteva minute, Victoria se ridica în aer și se îndrepta spre est, dusă de un vânt potrivit. Strașnic asalt, spuse Joe. Te credeam împresurat de indigeni. Din fericire nu erau decât niște maimuțe, răspunse doctorul, dar oricum atacul acesta ar fi putut avea cele mai grave urmări. Dacă s-ar fi desprins ancora sub scuturăturile lor repetate, cine știe unde m-ar fi dus vântul? Ce vă spuneam eu, domnule Kennedy? Ai avut dreptate, Joe, dar cu toate că aveai dreptate, în clipa aceea tu pregăteai friptura de antilopă, la cărei vedere îmi lăsa gura apă.
Cred și eu, răspunse doctorul, carnea de antilopă e delicioasă. Puteți să o gustați, domnule, masa e servită. Pe legea mea, spuse vânătorul, friptura asta are o aromă care nu-i deloc de disprețuit. Exact. Am să mă hrănesc cu antilopă până la sfârșitul zilelor mele, răspunse Joe cu gura plină, și am să o însoțesc cu un pahar de grog, ca să meargă mai ușor. Joe pregăti băutura care fu sorbită cu evlavie. Până aici totul a mers destul de bine, spuse eu. Ba foarte bine, ripostă Kennedy. Spuneți, domnule Dick, regretați că ne-ați însoțit. Aș fi vrut să-l văd pe cel care m-ar fi împiedicat să o fac, răspunse vânătorul cu o expresie hotărâtă. Acestea se petreceau cam pe la ora 4 după amiază. Victoria întâlni un curent mult mai rapid. Balonul se înălță ușor și în curând coloana barometrică indica o înălțime de 1500 de picioare deasupra nivelului mării. Ca să-l mențină așa, doctorul fu obligat să dea hidrogenului o puternică stare de dilatare. Arzătorul funcționa fără încetare. Pe la ora 7, Victoria plutea deasupra bazinului Kaniyeme. Doctorul o recunoscu de îndată vastul ținut, desțelenit, întins pe o suprafață de 10 mile, cu satele sale pierdute în mijlocul baobabilor și al arborilor ce dau fructe numite papaya. Aici se află reședința unuia dintre sultanii țării Ugogo, a cărei civilizație este mai puțin înapoiată, unde omul își vede mai rar un membru al familiei. Dar oamenii și animalele trăiesc la oaltă, în colibe rotunde construite fără lemn și care seamănă cu niște clăi de fân. După Kaniyeme, terenul deveni sterp și pietros, dar după o oră, la o oarecare distanță de Mdaburu, într-o depresiune roditoare, vegetația deveni din nou abundentă. Vântul se potoli, ziua era pe sfârșite și atmosfera părea adormită. Doctorul căută zadarnic la diferite înălțimi un curent prielnic. Văzând calmul naturii, se hotărâ să petreacă noaptea în aer și, pentru mai multă siguranță, se ridică la vreo 1000 de picioare înălțime. Noaptea se lăsă tăcută și minunată înstelată. Dick și Joe se întinseră în cocoșurile lor, liniștit și adormiră adânc, în timp ce doctorul vechea. La miezul nopții îl înlocui scoțianul. Dacă intervine cel mai mic incident, să mă trezești, îi spuse Ferguson. Și mai ales nu pierde din ochi barometrul. Pentru noi el este busola. Noaptea fu rece, temperatura scăzuse cu 27 grade în comparație cu cea din timpul zilei. Odată cu întunericul, începu și concertul nocturn al animalelor, pe care setea și foamea le scoteau din vizuinile lor. Răsuna orăcăitul ca de sopran al broaștelor, însoțit de schelălăitul șacalilor, în timp ce basul impunător al leilor susținea acordurile acestei orchestre vii. Dimineața, când își reluă postul, doctorul consultă busola și își dădu seama că vântul își schimbase direcția în timpul nopții. În aproximativ 2 ore, Victoria se abătuse cu 30 de mile spre nord-est. Trecu pe deasupra regiunii Mabunguru, ținut pietros, presărat cu blocuri lucitoare de sienit și plin de stânci prăvălite pretutindeni. Mase conice asemănătoare stâncilor din Karnak acopereau întinderea ca niște monumente druidice. Aici și colo se vedeau înălbite numeroase schelete de bivoli și elefanți. Arbori erau puțini, excepție făcând parte de est, unde se găseau păduri întinse, la adăpostul cărora se vedeau câteva sate. Pe la ora 7 apăru ca o uriașă carapace, o stâncă rotundă cu un diametru de aproape 2 mile. Suntem pe drumul cel bun, spuse doctorul Ferguson. Iată Jihue la Mkoa, unde ne vom opri puțin. Voi reînnoi provizia de apă necesară arzătorului. Să încercăm să ne agățăm de ceva. Nu prea sunt arbori, răspunse vânătorul. Totuși să încercăm. Joe aruncă ancorele. Pierzându-și puțin câte puțin din forța sa de ascensiune, balonul se apropie de pământ. Ancorele căzură, una din ele se înțepeni într-o crăpătură de stâncă și Victoria rămase nemișcată. Nu trebuie să ne închipuim că doctorul ar fi putut stinge cu totul arzătorul în timpul acestor popasuri. Echilibrul balonului fusese calculat la nivelul mării, ori ținutul se ridica tot mai mult, atingând o înălțime de 6 până la 700 de picioare. Tendința balonului aici era să coboare, chiar mai jos de sol, așa că trebuia susținut printr-o anumită dilatare a gazului. Numai în cazul în care, lipsind vântul, doctorul ar fi lăsat nacela pe pământ, aerostatul ușurat de greutatea ei considerabilă s-ar fi susținut în aer fără ajutorul arzătorului. Părțile indicau bălți imense pe pornișul de apus al masivului Jihue la Mkoa. Joe porni într-acolo, singur, cu un butoiaș cam de 10 galoane,
Găsi fără greutate locul indicat, nu departe de un sat pustiu, își luă provizia de apă și se întoarse în mai puțin de 3 sferturi de oră. Nu văzuse nimic neobișnuit, afară doar de niște uriașe capcane pentru elefanți. Ba chiar fusese cât pe aici să cadă într-una din ele, în care zăcea un schelet pe jumătate măcinat. Din această excursie aduse un fel de mașmoane, pe care maimuțele le mâncau cu lăcomie. Doctorul recunoscu fructul arborului Mbambu, foarte abundent pe partea apuseană a masivului Jihue-Lamcoa. Ferguson îl așteptase pe Joe cu oarecare nerăbdare, deoarece un popas, oricât de scurt, pe acest pământ neospitalier, îi inspira totdeauna teamă. Apa fu înlocuită fără greutate, deoarece în acela coborâse până aproape de pământ. Apoi Joe smulse ancora și se urcă sprinten alături de stăpânul său. Acesta ațăță numai decât flacăra și Victorie se înălță din nou în văzduh. Se găseau la vreo 100 de mile de Kazeh, importanta așezare din interiorul Africii, la care, mulțumită unui curent de sud-est, puteau nădăjdui să ajungă în timpul zilei. Mergeau cu o viteză de 14 mile pe oră. La această viteză, dirijarea aerostatului devenea destul de grea. Nu se putea urca prea sus, fără să dilate foarte mult gazul, deoarece însăși înălțimea mijlocie a ținutului era de 3.000 de picioare. Ori, pe cât era posibil, doctorul prefera să nu forțeze dilatarea. Așa că urmară cu multă îndemânare șerpuirile unui defileu destul de anevoios și trecură prin apropierea satelor Tembo și Turavels. Acesta din urmă face parte din Unyamwezi, ținut minunat în care arborii ating cele mai mari dimensiuni. Dintre toți, cactușii sunt cei mai înalți. În jurul orei 2, pe o vreme minunată și sub un soare arzător care făcea să dispară cel mai neînsemnat curent de aer, Victoria plutea deasupra orașului Kazeh, situat la o depărtare de 350 de mile de coastă. Am plecat din Zanzibar la ora 9 dimineața, spuse doctorul Ferguson, consultându-și notele și, după 2 zile de călătorie, am străbătut aproape 500 de mile geografice. Capitanilor Burton și Speke le-au trebuit 4 luni și jumătate ca să facă același drum.